Bună ziua, bine v-am găsit! Numele meu e Damian Anfile, sunt cercetător independent, să zicem, și de ceva timp încoace mi-am dobândit o oarecare faimă vis-a-vis de prezentatul istoriei vechi a Bucureștiului, adică facem mențiunea că eu sunt specializat pe perioada până în perioada comunistă, perioada fanariotă și secolul XIX până în perioada interbelică. Așa? Și astăzi o să fiu ghidul vostru pe, sperăm, cât mai mare parte din Calea Victoriei. Mulțumim, abia așteptăm. Cu mare drag. Am zis să ne dăm locul de întâlnire la principala instituție culturală care se găsește pe Calea Victoriei, pe fostul pod al Mogoșoaiei. O să-i facem și istoria pe măsură ce mergem. Și este vorba de Academia Română, de instituția care patronează sub toate aspectele cultura și cercetarea în România. Clădirea asta are o istorie destul de îndelungată, nu a fost inițial așa, adică clădirea este mai nouă decât Academia, Academia fiind înființată, așa cum scrie pe intrarea de acolo, la anul 1866, mi se pare că la 1 aprilie, s-a numit inițial Societatea Academică pentru Literatură, fiindcă principalul ei scop era normatizarea limbii române, limba fiind, așa cum spun majoritatea istoricilor, elementul definitoriu al unui neam, n-ai cum să te pretinzi a fi o națiune fără o limbă națională, era nevoie să se uniformizeze, mai ales date fiind specificitățile din fiecare provincie românească și pentru asta, în principal, s-a creat Academia Română, este cea care dă normele ortografice, ortoepice ale limbii. Ulterior, la foarte scurtă vreme, pe lângă secția literară, s-a creat secția istorică și apoi, la câțiva ani, s-a creat și secția de cercetare în domeniul științelor și al artelor exacte, să spunem. Așa cum se continuă până în prezent, dezvoltându-se secțiile Academiei, în prezent mi se pare că numără vreo 16. Clădirea propriu-zisă a devenit sediul Academiei la sfârșitul secolului XIX. Începutul Academiei stă în Palatul Universității, actualul sediu al Universității București, de unde rectorul de la vremea aceea, Alexandru Orescu, se plânge că n-are loc să instaleze toate facultățile, tocmai pentru că în clădire funcționau instituții care n-ar fi trebuit să fie acolo, deoarece prin legea Academiei dată în 1875, statul român se obliga să dea locul pentru funcționarea Academiei Române. Și în cele din urmă, ministrul Teodor Rosetti, unul dintre membrii marcanței Juninii, numit și ultimul boier de viță veche, a murit în 1921 sau 23, la vârsta de peste 80 de ani, era ultimul membru fondator al Juninii, el este cel care are inițiativa așezării Academiei aici, aici găsindu-se mai înainte niște case Cesianu-Zaletski. Familia Cesianu descinde din Zapciu, devenit haiduc Iancu Jianu, principalul adversar, acum o să vă obișnuiți cu stilul meu, la mine e paranteză la paranteză, dar ajungem la un moment dat la capăt. Iancu Jianu a fost probabil principalul adversar român al lui Osman Pasvantoglu sau Pasvantechioru, așa, și a întors favorul arderii Craiovei trecând și el în Pașalăcul de Vidin, unde stăpânea Pasvantoglu și totodată este cel care a distrus cu forțe proprii, deci nu sprijinit de stat, cetatea raialei turcești de la Turnu. Turcii controlau țările române din punct de vedere militar prin trei raiale în țara românească, Turnu, Giurgiu și Brăila. Cea de la Turnu, cea mai vestică dintre ele, este distrusă de Iancu Jianu. Familia asta, Cesianu, deci familie de olteni, vine în București și formează o dinastie de avocați. Sunt între primii care au intuit potențialul imobiliar de pe Calea Victoriei și lucrul ăsta ne este dovedit de numeroasele proprietăți pe care le-au deținut de-a lungul timpului, pornind dinspre Piața Victoriei cu actuala casă Firipescu Cesianu, unde se găsește, e un sediu al Muzeului Municipiului București, casele care s-ar fi găsit aici și care acum sunt sub temeliile Academiei Române. Mai este una pe care o să o vedem imediat, casa de pe colț, care a fost legație germană. Și mai este Palatul Cesianu Racoviță, care în prezent este sediul agenției de licitații, Artmark. Așa, deci o familie foarte bine orientată, dar care, iată, a donat și statului român casele de aici. Ulterior, devizul și planurile pentru acest sediu al Academiei Române a fost realizat de un arhitect astăzi pe nedrept uitat în România. Se datorează faptului că de regulă n-a fost proiectant, ci a fost executant. Și atunci întotdeauna avem tendința să reținem pe primul și uităm de următorii. Și plus că are o coincidență de nume cu un economist important în istoria Băncii Naționale, îi cheamă la fel, se numește Constantin Băicoianu. Constantin Băicoianu este cel care realizează clădirea asta, ca să ne dăm seama cam cât de important a fost omul ăsta. A fost executant atât la Academia Română, cât și la Ateneul Român și la Banca Națională. Dar iarăși, n-a fost proiectantul. A fost, în schimb, da,
arhitectul șef al Ministerului Cultelor și el realizează ansamblul ăsta. Evident că este centrat în jurul Aulei Mari, unde au loc toate ședințele oficiale ale Academiei Române și toate ceremoniile de decernare, și astăzi are loc una. Și în felul ăsta gravitează întreaga clădire la care s-a adăugat din al doilea an de existență și biblioteca, evident, pentru că nu poți să te pretinzi instituție culturală principală a unei țări fără să dispui de un fond de carte. Fondul ăsta de carte, ca și Academia până în perioada comunistă, s-a hrănit în mare parte din donații. Marile personalități ale culturii române din secolul XIX, care țineau foarte mult la ideea asta de Academie, au donat atât proprietăți, cât și fonduri de carte, inclusiv fonduri de carte rară, Bibliotecii Academiei Române, care în prezent numără undeva la vreo 8 milioane de volume. Este cea mai mare bibliotecă din țară, cu o valoare pe care actualul director, domnul Nicolae Noica, o estima undeva pe la 3 miliarde de dolari. Așa. Actuala clădire a Bibliotecii Academiei e mai târzie, este făcută în perioada interbelică de către Duiliu Marcu și nu o vedem din poziția asta, că este mascată de copaci, dar se găsește în stânga și intrarea se face din Bulevardul Dacia. Din câte știu, în prezent au primit și o sponsorizare pentru realizarea unei clădiri care să servească drept muzeu, unde să poată fi expuse mai multe dintre exemplarele pe care le dețin. Și de-a lungul timpului, cum spuneam, colecția asta a crescut foarte mult. Grija pe care a portat-o Academia Română colecției astea de bibliotecă poate să fie găsită mai ales prin exemplu lui Ioan Bianu. Ioan Bianu este unul dintre cei mai mari bibliofili pe care i-a avut România și este cel care realizează catalogul scrierilor vechi românești în perioada activității sale aici, și a amenajat un soi de apartament în incinta Academiei ca să fie permanent în prezența colecțiilor, ca în caz de, Doamne ferește, vreun incendiu sau altă calamitate să reușească să salveze cât mai multe dintre ele. Și evident, bogăția Bibliotecii Academiei, pe lângă valoarea propriu-zisă culturală a cărților, stă și în faptul că posedă foarte multe manuscrise, inclusiv toate manuscrisele eminesciene care au fost donate de către Titu Maiorescu Academiei și atâtea altele realizate de scritori de-a lungul timpului și de alți cercetători. Deci este o bogăție inestimabilă. În centru vedem până astăzi, cum să spun, simbolul Academiei Române, este vorba de zeița Minerva sau Pallas Athena, o vedem mai bine și în efigia de aici, cu bufnița, simbolul înțelepciunii în spate, cu scutul și cu sulița, pentru că zeița asta era reprezentanta luptei tactice. Deci, spre deosebire de Ares, care era zeul războiului distrugător, asta era zeița strategilor, ca să spunem așa, și cea care îi conducea la victorie, pentru că zeița mai mică ținută pe glob de către zeița Minerva este zeița Nike. Celebra firmă Nike îi poartă numele și Nike în greacă asta și înseamnă biruință, zeița victoriei. Deci este zeița care asigură victoria și totodată este patroana înțelepciunii. Pentru asta este închinat și marele templu Parthenon din Atena și cumva este folosită de Academia Română pentru a simboliza renașterea națiunii române în spiritul neoclasic, stilul neoclasic fiind folosit totodată și la realizarea sediului Academiei Române. Așa că istoric, Academia începe sub președinția lui Ion Heliade Rădulescu, care în felul ăsta își mai afirmă odată rolul precumpănitor în cultura română, pe lângă faptul că a fost cel din tâi deținător de tipografie din istoria României, avea tipografia de la Cismea, o luma Vrogheni și tipăritorul primelor manuale școlare din istoria românilor. Totodată omul a deținut și președinția Academiei și în felul ăsta își merită cu siguranță locul în panteonul eroilor fondatori de neam, în definitiv, da. Pentru că este generația asta de pașoptiști și premergători ai pașoptismului care au reușit să contureze și să păstreze ideea naționalității române. Ulterior, numărul ei crește, până în prezent sunt membrii corespondenți și membrii plini ai Academiei Române și a traversat probabil cea mai grea perioadă din istoria ei în momentul instaurării comunismului, când peste 100 de academicieni au fost dați afară din Academie, mulți au fost trimiși la canal sau în închisorile și în taberele de reeducare, cum erau numite în perioada comunistă, mulți dintre ei n-au supraviețuit să-și recapete demnitatea pe care le fusese răpită pe nedrept, în timp ce persoane precum Elena Ceaușescu, marele savant de renume mondial, stăteau liniștite în fotoliu de Academie, deși pronunțau CO2 la conferințe pentru CO2, pentru dioxidul de carbon. Ulterior, memoria măcar le-a fost restaurată și se păstrează până astăzi niște plăci de bronz în incinta Academiei care amintesc
numele tuturor academicienilor epurați de către sistem în anul 1948. Așa, în mare, cam asta ar fi istoria Academiei Române. Bineînțeles, ulterior s-a adăugat și o editură, editura Academiei Române, unde sunt publicate opere de cercetare prestigioase. Și, de exemplu, unul dintre ultimii membri încetați din viața Academiei, criticul literar Eugen Simion, cel mai mare critic pe care l-a avut literatura română după George Călinescu, a reușit, de exemplu, editarea completă a operelor reminesciene și a altor autori. Deci este un lucru meritoriu că se reușește reunirea întregului corpus de scrieri ale marilor autori români în cadrul acelorași colecții. Cam așa ar fi istoricul pe scurt, să zicem, al Academiei Române. Tot în incinta curții ăsteia, încă nu mi-este foarte clar unde se găsea. Eu am înțeles că ar fi chiar pe alveola asta înierbată din centru. S-ar fi găsit înainte și unele dintre casele familiei Belu, care rămâne mai celebră în istoria orașului prin donația, adică culme pentru un lucru care pentru ea a fost cu siguranță nu atât de important, respectiv donarea terenului pe care s-a înființat cimitirul Șerban Vodă. Cimitirul ăsta nu s-a chemat niciodată Belu în acte, nici până astăzi nu se cheamă, dar mentalitatea populară i-a consacrat numele donatorului. Și Barbu Belu, casele lui din București erau aici, intraseră în familia Belu în urma unei căsătorii în familia Văcărescu. Familia Văcăreștilor, una dintre cele mai vechi familii boierești române, unii pretind că ar fi descinsă din Făgăraș împreună cu legendarul Radu Negru, cu descălecătorul țării românești, dar aici e o discuție lungă și nu stăm acum de ea, dar au deținut numeroase proprietăți în zona asta a orașului și una dintre ele, iată, a intrat prin căsătorie în posesiunea familiei Belu. Familia Belu este familie de a români. Sunt sosiți din localitatea Pela, că de acolo și eu și numele, când greacă se mai confund, între greacă și română se fac confuzi între B și P, ca și între B și V la un moment dat. Vin în țară în timpul domniei lui Ioan Gheorghe Caragea, cu omul ăsta o să ne mai întâlnim de câteva ori pe Calea Victoriei. Caragea fiind recunoscut drept cel mai venal dintre toți fanarioții, adică avea concurență ca lumea, dar s-a remarcat ca fiind cel mai abil dintre ei. Totodată, foarte deștept domnitorul, care a reușit să fugă la timp înainte să-l tundă turcii, mai neglijent cu Iataganu. S-a pretins că se duce până la munte la aer curat și pe aici ție drumul, a trecut în Transilvania și a fugit din țară, a murit nonagenar prin Italia. Cu banii strânși în țară, da, și împreună cu el au venit în țară și mai mulți români, că ăștia nu sunt fanarioți. Respectiv familia Belu, a venit și familia Manu în perioada asta și familia Golescu. E o snoavă populară care mie îmi place foarte mult cum sună. Pe vremea lui Caragea se spunea că Manu mânuiește, Golescu golește și Belu pot să intuiești. Știi ce făcea? Așa. Pentru că asta, primul venit în țară, Ștefan Belu, deține funcția de mare vistiernic. Deci în mâna lui sunt banii și automat că se mai lipesc vreo câțiva și de el. Asta îi face să fie una dintre cele mai bogate familii. O să ne întâlnim și cu locul pe unde au fost casele lor, celelalte primele, în capătul celălalt al căii Victoriei. Cert este că locuința de aici, care a fost și sediul baronului Barbu Belu, a rămas celebră în memorialistica bucureșteană prin generozitatea pe care o dovedeau membrii familiei. Nu mai știu exact dacă e vorba de baronul Barbu Belu sau de Alexandru Belu, dar unul dintre oamenii ăștia doi ținea masă deschisă. Adică putea să intre oricine de pe stradă cât timp îndeplinea niște minime criterii de igienă, să zicem, și să mănânce la masă cu baronul și e rămasă cu baronul sau cu Alexandru Belu, că ăștia n-au fost baroni ereditari. Titlul de baron e dat numai personal câtorva membrii familiei. Și la un moment dat, ăsta aflându-se la masă, vede un domn și zice, dar cine-i domn? Zice, cum nu știți, excelență, că mănâncă la dumneavoastră fiecare joi de 10 ani. Și aici e nicio problemă, să mai poftească. Adică asta însemna generozitate de boier. Dar din păcate casa asta care a fost donată de ei Academiei Române a fost afectată de cutremurul din 77 și iarăși, eu nu pot să spun neapărat că sunt anticomunist, dar am niște mici antipatii față de politica culturală pe care au dus-o, respectiv mai multe edificii, o să mai vedem niște exemple mai încolo, deși puteau fi restaurate, s-a preferat demolarea lor. Inclusiv asta a fost soarta caselor Belu după cutremurul din 1977 și în felul ăsta, practic în capitală nu mai există nicio clădire care să amintească de familia Belu. Din fericire li s-a păstrat conacul de la Urlați, dar asta este o poveste din afara Bucureștiului sau cel puțin din alt cadru. Așa, vis-a-vis se găsește Biserica Sfântul Nicolae Tabacu.
ca să schimbăm un pic obiectivul, Sfântul Nicolae tabacul nu vine de la tutun, de la tabac, ci de la o veche breaslă bucureșteană, breasla tăbăcarilor, cei care se ocupau cu prelucrarea pieilor și, drept urmare, nu prea asigurau condiții bune pentru aerul din prejurul lor, fiindcă se folosesc anumite substanțe și pieile propriu-zise sunt lăsate să putrezească. Dar asta este forma de organizare care până în timpul domniei lui Carol I prevalează în București vis-a-vis de principalele meșteșuguri și profesii. Toți erau organizați în bresle. Breslele aveau pe model constantinopolitan un isnaf, un conducător al breslei respective. Aveau propriile lor regulamente, ceea ce crea un pic de haos administrativ, că fiecare le știa pe ale lui. Așa, și totodată funcționau în prejurul unor biserici care le erau cumva consacrate. Uneori se lega și o relație între anumiți sfinți patroni ai anumitor brezle, cum era, de exemplu, mi se pare, Sfântul Spiridon pentru bleasla pantofarilor, că ăștia se rugau la baluri de Sfântul Spiridon, tai că Spiridoane mai rupe și mai atacă un toc când un ceva, ca să mai avem și noi de lucru. În cazul ăsta este un anume Dima Tabacu care reface biserica asta în secolul XVIII și îi dă denumirea pe care o poartă până astăzi. O mai înzestrează Constantin Mavrocordat, dar cea mai interesantă istorie a bisericii este Gheorghe Cruțescu, principalul biograf, autorul principalei monografii de pe Calea Victoriei, spune că bisericile mai din susul podului nu prea au istorie. Că, în afară de faptul că au istoria clasică a unei biserici, cine a ctitorit-o, cine a ridicat-o, cine a pictat-o, nu găsești evenimente semnificative, dar la asta găsești unul, respectiv un mare blestem făcut la anul 1819 sau 1820 de locuitorii, culmea, orașului Târgoviște. Care a fost afacerea? Ultimul domnitor fanariot din țara românească, Alexandru Suțu, unul dintre puținii care a avut norocul să moară, se spune, de moarte bună, deși alții spun că l-a ajutat doctorului, dar ajungem de și acolo. Ochise el pentru nunta fiicăsii Catinca cu un boier din familia Bălăceanu sau Băleanu, nu mai știu exact. Ochise moșia orașului Târgoviște. Existau moșii din perioada medievală care erau date întregii comunități, deci nu erau deținute de o persoană și era folosit evident pentru întreținerea gospodăriilor din orașul respectiv. O ochește moșia și caută să o înstrăineze de oraș. Locuitorii se răscoală, se pare că nici boierii din divan nu au fost inițial de acord, dar domnitorul avea destule mijloace de convingere, fie cu mita, fie cu gheoaga, să zicem. În cele din urmă sunt de acord cu înstrăinarea și atunci și locuitorii din Târgoviște se încolonează literalmente cu jalba în proțap, pentru că ăsta era obiceiul până în perioada fanariotă, să vii cu vechiul hrisov domnesc care țintărea ție dreptul de proprietate și să vii să-l înfățișezi înaintea domniei și cu o altă minunată practică dispărută astăzi, cu rogojina aprinsă în cap. Își puneau rogojini în cap, da, și le aprindeau, tocmai în semn de protest. Vin și se plâng la domnie, domnia nu-i bagă în seamă, nici boierii divaniți nu le acordă atenție și atunci se încolonează toți la biserica asta. În vechime, biserica ținea loc și de instanță judiciară. Se făceau jurăminte în biserică vis-a-vis de mărturisirea adevărului și tot în biserică se făceau, ca o formă de retribuție, să zicem, blesteme. Adică existau lucrurile astea, se păstrează până astăzi, de exemplu, blestemele nu fac parte din slujbele bisericii, ferească Dumnezeu, singura formă canonică, să spunem, de pedeapsa bisericii este excomunicarea, adică excluderea din corpul credincioșilor, dar nu-ți urează să se întâmple ceva. E, pe vremuri se mai făceau și chestii din astea și procedeul se pare consta dintr-un vas de păcură sau de petrol nerafinat, în care, sau de smoală, așa, în care se stingeau cu flacăra în jos lumânări și se ura praful să se aleagă de casa vornicului și a domnului și a cutare, pentru că le furase moșia. Și asta au făcut toți și cert este că domnița Catinca a murit fără copii la puțină vreme. Alexandru Suțu, la începutul anului 1821, murea la rândul lui, se pare, otrăvit de medicul de familie ca să grăbească un pic revoluția eteristă. Da. Așa, și o să povestim mai multe despre el când o să ajungem la Palatul Domnesc. Și de aici a dat în mentalitatea populară expresia astăzi cam ieșită de nuț, de gură de Târgoviște. Sunt persoanele alea care când zic ceva de rău, de regulă să leagă. Și era cumva asociat cu legenda asta a locuitorilor din Târgoviște. Nu e o legendă, e un caz real, adică este consemnat de cronicarii și de memorialiștii vremii. Chiar s-a întâmplat lucrul ăsta și cert e că și-au dobândit înapoi moșia în timpul domniei primului domn pământean, Grigore al IV-lea Ghica.
Așa, tot în zona asta n-am reușit momentan să le localizez și la un alt interviu am făcut tot așa un apel public, îl fac și cu voi, că în felul ăsta recunosc că mi-am mai sporit și eu materialul. Dacă știe cineva exact, pentru că aici ar trebui să fie și casele lui Barbu Catargiu. Barbu Catargiu, primul care a purtat titlul de prim-ministru al României în timpul domniei lui Cuza. Care pare să s-au demolat. Eu știu că n-ar fi demolate. Dar asta, am nevoie de o verificare, mai ales că există clădirea asta în față către Calea Victoriei și mecranează cumva perspectiva. Nu sunt chiar genul Sherlock Holmes sau Indiana Jones să mă bag pe fel de cotloane să explorez, că na, știu că mai poți să ții și mici amenzi pe tema asta. Așa că dacă știe cineva m-ar ajuta mult, dar cert este că ele s-ar fi găsit cu siguranță și să sperăm că se mai găsesc și astăzi aici. Barbu Catargiu, cum spuneam, a fost primul om care a deținut titlul de prim-ministru al României, a fost reprezentant al Partidului Conservator și era dintre radicalii conservatori, adică, deși unul dintre cei mai talentați oratori parlamentari pe care i-am avut noi, s-a opus pe față reformelor agricole, agrare, pe care voia să le desfășoare Cuza și a devenit cam incomod, ceea ce explică cel mai probabil atentatul întreprins cu succes împotriva lui pe dealul Mitropoliei, acolo unde funcționa Parlamentul la vremea respectivă. Îi se păstrează și monumentul ridicat de Raffaello Romanelli până astăzi în stânga dealului Mitropoliei. Dar mai în tinerețe a avusese parte de destule aventuri în Bucureștiul de la început de secol XIX, respectiv Barbucică, pentru că asta era porecla lui, ei cam plăceau femeile. Și nu prea făcea distinție între servitoare, mahalagioice sau fiice de boieri. Drept urmare avea o gașcă din asta de tineri, de, astăzi li s-ar zice beizadele. Băieți de familie bună care își făceau veacul noaptea prin oraș și se cam încurcau cu nevestele mahalagiilor de lângă actualul Cismigiu, că la vremea aia nu exista parcul, era lacul lui Dura Neguțătorul acolo. Când ăștia erau plecați de acasă, băieții se mai duceau pe la jupânese, până când s-au vorbit mahalagii între ei și au așteptat într-o seară cu ciomege. Așa le-au tras o mamă de bătaie. Mai multe boieroaice s-au dus foarte îmbuvnate, inclusiv Tița Văcăreasca, mama lui Barbu Catargiu, s-au dus la domnitor. Domnitor era la vremea aia Grigore al IV-lea Ghica, primul nostru domn pământean, care și el fusese crai în tinerețe, dar cum se mai întâmplă la unii bărbați, când ajungi mai la vârsta senectuții, începi să uiți, ba chiar începi să o dai cu biserica, îmi pare cum a fost credincios sincer, dar era altă poveste. Domnitorul nu numai că nu le-a luat apărare, dar a zis bine le-au făcut. E, mai trece un pic de timp și Barbucică face una mai groasă, respectiv, doar ca să-i facă în sâc unui tovarăș de gașcă, care era îndrăgostit sincer de o domnișoară, îi face și el curte domnișoare astea și la un moment dat se intersectează sub fereastra ei, că era perioada când veneai cu lăutarii după tine. Nu chiar așa romantic, erau lăutarii aia de modă veche care cântau mai pe grecește, că de acolo au pornit manelele pe la noi prin țară, că maneaua la origine este un cântec de jale de dragoste. Aman, aman, zice arabul, s-au întâlnit sub ferestrele domnișoarei și nu n-a ieșit bine, fiindcă a ajuns să-l înjunghie pe tânărul ăsta, pe Palama. N-a murit băiatul din fericire, dar maică s-a speriat că îi moare băiatul, a năvălit noaptea în palatul lui Vodă, țipând de la sculat pe ăsta în picioare și spunând că i-a omorât Barbucică băiatul. Vodă n-a stat nici să clipească una-două și a trimis pe Baș Ciohodaru, Măciuc avea numele Baș Ciohodaru ăsta, ca să ne înțelegem cam ce fel de om delicat și sensibil era, să-l aducă la curte pe Barbucică Catargiu. Unii zic că Vodă în persoană i-ar fi tras vreo 40 de vergi la tălp. Varga la tălp, să erai bătut cu o măciucă de lemn peste oasele de la picioare. Acum nu știu dacă ne putem imagina maniera asta de pedeapsă și de tortură totodată, dar ți se umflă picioarele butuc de nu mai poți umbla câteva luni și mai mult ar fi vrut să-l arunce în ocnă. Asta era metoda de condamnare atunci. Era mai ușor cu pușcăria, numai cine nu o comitea grav sau avea statut foarte înalt, stătea la celulă propriu zis. Restul deținuții de drept comun, în mare parte, așa zice și expresia, înfundau ocna. Adică erau trimiși la ocnele de sare, era o muncă unde nu prea se găseau voluntari, și acolo stăteau niște ani bunișori și în întuneric și în niște condiții groaznice. Din fericire s-a reușit cumva mușamalizarea trebiș. Barbușica a fost expediat repejor la Paris când și-a mai revenit un pic de la bătaie ca să-i treacă mânia lui Vodă, dar Paris se pare că i-a venit mintea la cap, s-a cumințit, a studiat dreptul și a luat și un doctorat, dacă nu mă înșel eu, și întors în țară, după aia a devenit politician până când i-a fost curmată brusc cariera și asta, casele familiei Catargiu, ramura asta a lui Barbu Catargiu, care era văr cu belu, că ei nu stau degeaba alăturați, ar trebui probabil să se mai găsească pe aici.
Acum ne îndreptăm către intersecția cu Bulevardul Dacia și care reprezenta, așa să zicem, un soi de limită a orașului pentru perioada de secol XIX, cam pe la mijlocul secolului ajunsese orașul pe aici. Nu se mai găsește astăzi. Bulevardul în forma lui actuală a fost trasat în perioada comunistă și pentru că existau câte o toaletă în fiecare dintre cele două capete, se mai numea popular și Bulevardul la Doi Rahați. Așa. Și din păcate, aici municipalitatea, deși se zice că a fost eficientă și că a unit cu succes Bulevardul Magheru, zona romană, de zona Căii Grivița și mai departe, a făcut o mică poznă culturală, să zicem, pentru că aparent, cam în zona asta pe unde trece Bulevardul, se găsea una din ultimile case boierești de modă veche a Bucureștiului. Locuitorii o cunoșteau drept Casa cu Lanțuri, fiindcă avea împrejur niște stâlpișori cu lanț, dar a fost o casă trecută până mai multe familii boierești române, respectiv Crețulescu, Canta cu Zino, mi se pare, și ulterior intră pe mâna una dintre cei mai infami prefecții poliției pe care a avut capitala, respectiv Dimitrie Muruții, cel poreclit Cneazul. Titlul ăsta de Cneaz înseamnă principe propriu zis și pentru că cel mai probabil omul avea ceva ranguri date de către țar. Gagiu ăsta a fost între altele, cum spuneam, și prefect al poliției capitalei și în calitatea asta s-a remarcat pe niște beții monstruoase pe care le trăgea noaptea când sălta în picioare cât o mahala întreagă, cu femei ușoare, cu lăutari, cu borfași care erau pus să plătească pentru cheful respectiv. Și își spăla păcatele, ca să zicem așa, prin simplu fapt că era prezent în fiecare dimineață la 8 la prefectură. De aici s-au făcut și niște glume pe seama lui, respectiv într-o dimineață asta, înainte să ajungă la prefectură, se trântise un pic la capșa care deschidea de vreme, încercând să se remonteze cu o cafea. Dacă mă întrebați pe mine, o picătură în ocean, la ce făcuse el. Sufla în cafea mai repede să răcească ca să poată să plece mai departe și pe stradă trece un actor de comedie, Iancu Brezianu, care îl vede, zice, Cneazule, nu mai sufla în cafeaua aia că o faci marghiloman, adică o faci cafea infuzată cu alcool. Și tot de el să leagă faptul a fost căsătorit cu una dintre fiicele nababului lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, nu-mi scapă numele ei acum, dar el fiind totodată omul de casă, să zicem așa, lui Brătianu, că și la vremea aia se amestecau cumva, deși erai aliat matrimonial cu un președintele Partidului Conservator la vremea aia, nu era exclus ca tu să faci politică și cu adversarul lui, oricum se respectau mai bine atunci diferențele între adversari politici și dușmani personali. Și ca dovadă, la un moment dat îl apucase criza vârstei de mijloc, se îndrăgostise de o tanti mai tânără și voia să o părăsească pe nevastă sa, la care Ion Brătianu, bătrânul, cel supranumit vizirul, a chemat la el acasă și a zis, să faci lucrul ăsta rău, eu n-am cum să te împiedic, dar dacă îl faci, eu nu te mai cunosc și la mine în casă nu mai calci. Și chestia asta echivala cu retragerea sprijinului politic, ceea ce știa și omul ăsta. Era canalie, nu era prost. Știa la ce s-ar duce și în felul ăsta n-a divorțat de nevastă. E bine, el a fost, se pare, ultimul proprietar al casei, care a fost dărâmat în perioada interbelică, tocmai pentru a se tăia Bulevardul ăsta și, din păcate, așa cum spun majoritatea istoricilor orașului, a privat capitala de ceea ce ei numesc ultimul model de veche casă boierească, casele alea cu camere mai scunde, dar foarte spațioase, de date mai mult confortului personal decât aspectului exterior. Și ca formă de dispunere, sub toate aspectele, din păcate, orașul a pierdut la capitolul ăsta. Din câte cunosc eu, n-am mai găsit astăzi nicio casă care să ne evoce arhitectura de acum 200 de ani. Cea mai veche casă din București recunoscută este Casa Melic, care supraviețuiește într-o formă, să spunem, mai puțin modificată, undeva în estul orașului, dar este casă de negustor. Așa, casă boierească, propriu zis, nu știu să mai fie. Acum ne mutăm un pic atenția la clădirea de vis-a-vis, care vedem că poartă semnul de monument istoric și a fost și restaurată foarte reușit. Este prezintă evidente trăsători ale arhitecturii neoclasice. Asta este arhitectura care a caracterizat Calea Victoriei în perioada domniei lui Carol I. Carol I este ăla care intră în București ca într-un mare sat și care lasă totuși măcar în centru, ca să fim cinstiți, nu pretutindeni, un oraș cu real aspect european, cu aspect de capitală occidentală, ca să zicem așa. Și bineînțeles că familiile proeminente ale epocii s-au luat după moda regelui și fiecare după posibilități a construit într-un stil similar. Asta, cum spuneam, a fost o altă proprietate, Cisianu, de data asta a lui Constantin Cisianu, dacă nu mă înșel eu. Clădirea a căpătat mai multă faimă și nu în sensul bun,
în perioada interbelică și până în 44, când a fost sediul legației germane din București. Deci era sediul ambasadorului german, care în perioada celui de-al doilea război mondial a fost infamul baron Manfred von Killinger, cel care, despre care unii considerau că de fapt face politica în România, pentru că era reprezentantul celui de-al treilea Reich. Un tip și cartofor și vicios, trăia cu amanta, am văzut tuturor pe aici. Ca să facem cumva dreptate istorică, România n-a prea avut de ales în privința Germaniei. Franța tocmai ce se prăbușise, Anglia era departe și avea griji pentru propria ei supraviețuire, din răsărit venea pericolul sovietic, deci nu prea aveai opțiuni în afara alianței propriu-zise cu Germania, Germania fiind la rândul ei extrem de interesată de România, pentru că România era principalul producător de petrol, în primul rând, aveai nevoie să alimentezi mașina de război germană și totodată printre principalele țări producătoare de grâne, că nemții mai aveau nevoie să și mănânce. Și asta explică de ce mareșalul Antonescu s-a dat hotărât de partea Germaniei, ba chiar a avut încăpățânarea să rămână până la final cu alături de Germania, ceea ce ar fi însemnat probabil consecințe mult mai drastice la încheierea păcii. Și drept urmare are loc lovitura de la 23 august 1944, care era atât de sărbătorită în perioada comunistă. Mareșalul este înlăturat de la putere și baronul Killinger, care se bizuia pe consecvența lui Antonescu, surprins de chestia asta, își zboară creierii în biroul din casa care se învecinează cu noi aici. Deci cam asta a fost așa pe scurt istoria relațiilor noastre cu Germania în al doilea război mondial. Am făcut marea gafă de a trece Nistru în Uniunea Sovietică și chestia asta ne-a dat o molotov peste nas pe urmă la toate negocierile de pace, când mai protestam că ne mai lua teritorii, ce ați căutat la Stalingrad? Așa. Dar cum spuneam, n-am prea avut varianta ajutătoare. Antonescu oricum a avut nevoie de bune relații cu Hitler, pentru că ăsta întreținuse pe legionari în România și oamenii ăștia s-au dedat la violențe. Pe de-o parte a fost bine că a instaurat Antonescu dictatura militară, pentru că altfel probabil că victimele ar fi fost mult mai multe, mai ales în rândul evreilor. A existat și la noi Holocaust, dar e părerea mea că el a fost cumva limitat de prezența unui regim militar și nu a unui regim fascist în totalitate, pentru că Antonescu nu cred că îl interesa prea tare de politică, ăsta era militar de carieră. Cam asta e istoria și a casei de aici, care în prezent, după cum se vede, este sediul unei firme private și, cum spuneam, s-a operat o restaurare chiar reușită, că, din păcate, mai ales prin anii, dacă în timpul comunismului se demola în masă, că de-aia era și bancul cu Ceaușescu vis-a-vis că e cel mai mare magician din lume, că unii fax dispare un măr, o masă, o cană, ăsta dă cu mâna odată și dispare un cartier întreg. După 90 au apărut din păcate și foarte multe restaurări kitsch și totodată și un fel de junglă arhitecturală, adică motivată exclusiv de profit și te trezești, eu dau tot timpul exemplu, nu am nimic cu instituția în sine, dar secția de poliție numărul 1 de pe Bulevardul Catargiu, care e făcută toată de sticlă într-un bulevard care amintește de Belle Époque și de perioada interbelică, este exact ca nu cam perete pus acolo. Cam asta s-a făcut, din păcate, după 90 și până astăzi, din păcate, așa cum semnala și istoricul Andrei Pipidi, există o soi de mafie imobiliară care, în situația clădirilor monument istoric, care evident că nu pot fi demolate, să traversăm și noi, nu pot fi demolate și se cere o restaurare a lor, preferă să le lasă să se dărâme de la sine, ca după aia să poată să pună mâna pe loc. Este evident clădirea plasată în zona centrală, cea mai valoroasă din punct de vedere imobiliar, și să construiască chestiuni mai profitabile. Acum, o casă boierească care a scăpat până astăzi neatinsă, deși după cum se vede ar cam avea nevoie de restaurare, este asta din partea dreaptă. Aici erau tot niște proprietăți boierești, dar în singura carte pe care o cunosc eu, literatură consacrată căii Victoriei, este romanul omonim al lui Cezar Petrescu, se vorbește la un moment dat, la general, nu se dau nume, de casele boierilor scăpătați odată ce se confruntă cu modernizarea accelerată a lumii după perioada fanariotă, cu noi surse de venit, dar și noi surse de cheltuială, așa, care țin cu dinții de o casă, de o locuință în oraș, până când urmașii muritori de foame nu știu cum să o vândă mai repede și care intră pe mâna noilor îmbogățiți a epocii, aia care mirosiseră corect de unde vin banii, respectiv comerț cu cereale, noile resurse, petrol și celelalte.
Și în felul ăsta, boierii care o dețin inițial vând locul și locuința care nu arăta așa pe vremea respectivă, una dintre marii noștri magnați industriali, să-i spunem, din secolul XIX, este vorba de Grigore Monteoru, cel al cărui nume a rămas cumva cunoscut pentru că se leagă de stațiunea Sărata Monteoru, mi se pare că în județul Buzău se găsește. Așa, stațiune care a fost amenajată de el, dar asta să zicem că e doar un corolar al activității sale. Ăsta a fost unul dintre primii care s-au prins ce avere poate să însemne petrolul. România este țara europeană, dacă nu vorbim de Rusia, cu cele mai însemnate rezerve de petrol. Și odată cu inventarea motorului cu combustie internă, deci trecerea la motorul pe carburant lichid, petrolul devine într-adevăr o sursă majoră de venit. Aici merită remarcat așa la general că România, după Statele Unite, a fost probabil lider în extracția și în cercetarea petrochimică în perioada secolului XIX și la începutul secolului XX. Am avut invenții în domeniul ăsta și am dezvoltat o industrie petrolieră într-adevăr de invidiat pentru perioada respectivă. Și unul dintre principalii exponenți ai acesteia a fost acest Grigore Monteoru, care cu timpul și-a extins imperiul, tot așa cumpărând proprietăți multe, a intrat și în afaceri cu cherestea și cu afaceri cu terenul agricol și fiind om cu dare de mână și a permis să contracteze, asta spune Cezar Petrescu, intrată pe mâna noilor îmbogățiți care își permiteau să-i contracteze pe cei mai renumiți arhitecți ai epocii și să își redecoreze locuințele. Aici cel care lucrează este nimeni altul decât părintele arhitecturii românești, Ion Mincu. Zona Căii Victoriei este probabil nucleul arhitecturii de arhitect, așa se numește la un moment dat în cărțile despre istoria orașului, adică arhitectura care poartă semnătură, pentru că se poate și copia stilul, dar la un moment dat se observă mici imperfecțiuni când copiază unul pe maestru. Aici realizează Ion Mincu noua locuință și de decorație interioară se ocupă Nicolae Cuțarida. Și se pare că n-am avut ocazia, din păcate, să intru până acum, dar se pare că interiorul este absolut luxos, adică bate exteriorul la aspect, cu mobilă din stuco venețian, cu un mare iluminator de încăpere și cu picturi murale. Și se pare că și destul de bine conservată, deși n-a avut o istorie tocmai liniștită în perioada comunistă. Fiica lui Grigore Monteoru, cea care i-a revenit casa după moartea tatălui, a fost pusă în 48 sudoneze cu pistolul la tâmplă de către comuniști, cum s-au făcut și altele. Asta explică, adică de data asta este o vorba de o retrocedare pe merit. Cei care au recapătat-o descendenți cumva, au recapătat-o pentru că aia numai donație n-a fost. În perioada comunistă a avut rolul întâi de sediu al Asociației pentru Prietenie cu URSS-ul. Așa, și după aia, pe fondul acestei prietenii cu URSS-ul, a devenit Casa Uniunea Scriitorilor Mihail Sadoveanu. Din informațiile mele, aici a și fost prohodit, să zicem așa, dar în sensul mai ateu al cuvântului, Mihail Sadoveanu, un domn care, al cărui merit literar este incontestabil, dar care, în schimb, la caracter are niște mici carențe, pentru că, na, fiind foarte bine conectat în masonerie, avea gradul 33, a știut cam care vor fi mutările și a fost la momentul potrivit și cu Carol al II-lea și cu legionarii și, pe urmă, a fost bine și cu comuniștii. Asta explică de ce circulau inclusiv cântece în perioada care îl ironizau că asta, după ce că ești lat în ceafă și îi leafă de la ruși, te-o chema oare Sadoveanu. Așa, și mă rog, i-a vândut și pe colegii de masonerie, dar a reușit să termine în glorie viața asta ca președinte al Marii Adunări Naționale, adică suprema funcție în stat, și a pus semnătura și pe niște condamnări la moarte cu ocazia asta. Așa spune George Călinescu că ticăloșia unită cu talentul a dat adesea cele mai bune opere literare. Romancier excelent, caracter mai canalie puțin. Aici a fost prohodit și o perioadă, cum spuneam, a fost sediu Uniunii Scriitorilor Mihail Sadoveanu. Nu știu exact care este succesiunea cronologică. A mai fost și sediu legației Polone și mai ales polonii s-au remarcat prin faptul ăsta că au respectat valoarea de monument a casei și n-au stricat nici din decorațiile interioare și nici din exterior, după cum se vede. Putem să vedem, de exemplu, lămpile astea exotice realizate din fier forjat, care cumva ne aduc aminte de epoca victoriană și care ajută seara aspectul. Nu știu cine a avut ideea să lumineze casa asta în roșu, dar apare dintr-un film cu Dracula când se lasă întunericul. Și tot, dacă ne uităm atât lângă copacul din centru, un pic în dreapta lui se întrevede o statuie
o statuie tot așa în stil neoclasic, imită o sculptură antică. Este ultima dintre cele trei pe care le comandase Grigore Monteoru. Celelalte două se pare că s-au plictisit și au făcut picioare din curtea casei. Asta încă se mai păstrează, erau cele trei statui pe care le folosise Grigore Monteoru ca să-și decoreze grădina, pentru că în secolul al XIX-lea se face un pic o mutație și la nivelul reprezentării. Dacă boierul Fanariot voia, atenție unde călcăm, dacă boierul Fanariot ținea cu tot din adinsul să aibă o casă cât mai discretă, pe principiu de serai de la turci, să nu vadă nimeni ce se petrece în interior, și atunci punea o dita mai curtea între el și stradă, cât mai încărcată de vegetație, și casa era cât mai joasă, tocmai ca să nu se vadă, cei care reprezintă secolul XIX și modernitatea, din potrivă, au toată interesul să se afișeze, să vadă lumea că sunt oameni de condiție bună și de educație aleasă și, drept urmare, umblă la curți cât se poate ca să le împodobească, să ofere privitorului un tablou cât mai variat de sculpturi și de plante exotice. O să vedem, iarăși, o chestie care s-a pierdut aproape total. Unul din puținele exemple care îmi vin în minte acum de casă care încă își păstrează măcar dimensiunile curții este casa la Hovari, de pe calea Dorobanților, unde a funcționat Cambridge School până mai de curând. Așa, dar nici acolo nu se mai păstrează aspectul original al grădinii. Majoritatea grădinilor din perioada asta erau niște grădini cât mai încărcate de plante exotice și de uneori chiar și de animale exotice, cum este cazul casei Crețulescu Vilara, de pe Bulevardul Dacia, a fost un sediu al Muzeului Literaturii Române, unde erau ibiși în curte, erau păsări aduse din Egipt, anume pentru treaba asta. Acum am ajuns în partea dreaptă, în fața uneia dintre palatele care flancau Calea Victoriei. Este la origine locuința unui alt boier grec, venit cam tot în perioada asta de sfârșit de Fanar, nicio problemă, de sfârșit de Fanar în țară. Pe ăsta l-a chemat Grigore Faca. Sper că nu îi confund numele cu al următorului. Faca este sigur numele de familie. Nu, ăsta era Alexandru. Așa. El începe casa de aici, evident, nu sub forma asta, moare până s-o termine și casa încape pe mâna unui alt îmbogățit de după perioada fanariotă. Grigore Romanit se numește, era unul dintre prietenii apropiați ai acelui Grigore al IV-lea Ghica, de care pomeneam mai devreme, primul domn pământean, deci primul domn ales dintre boierii țării după 100 de ani de dominație fanariotă. Deși pământean este ultimul care poartă vechiul port fanariot, adică ăla cu calpac pe cap, cu anteriu, cu brâu, și cumva și moravurile lui erau mai mult orientale. Grigore Ghica avea podul cam pe unde este, palatul cam pe unde este casa Capșa astăzi. Și venea adesea cu caleașca în casa bunului lui prieten Grigore Romanit, unde stăteau în maniera orientală. Deci nu stăteau pe canapele, stăteau pe divanuri tolăniți frumos, fumeau ciubuc sau narghilea, beau tutun, cum se spunea în perioadă, beau cafele cât de multe se putea și stăteau la taifas, fie că jucau cărți, fie că jucau o formă de zaruri, fie că pur și simplu schimbau bârfe. Și adesea Grigore Ghica era însoțit și de cântărețul lui de suflet, Nicolae Alexandrescu, pe care atât de mult l-a îndrăgit domnitorul ăsta, încât l-a boierit în momentul când a ajuns domn, l-a ridicat la rangul de boier și i-a dat demnitatea de Cafe Gibașa. Cafe Gibașa era literalmente ăla însărcinat cu cafeaua domnului, atât de importantă era cultura cafelei venită pe factură otomană. Și în felul ăsta s-a format familia boierească Alexandrescu Cafe Gibașa. O descendentă a acestei familii, Alexandrina, mi se pare că o chema, s-a căsătorit cu nepotul baronului Belu și în felul ăsta a asigurat continuitatea liniei, pentru că linia directă a baronului Belu s-a stins. E, cum spuneam, aici venea Grigore Ghica împreună cu cântărețul lui să-i mai zică de inima albastră. Moare, în schimb, și Grigore Romanit și casa, pentru că se pare că urmașii aveau niște caiva probleme cu banii, intră pe mâna statului. Este cumpărată de către stat, o cumpără mai exact fratele după tată a lui Grigore Ghica, Alexandru Ghica, ăla care face tranziția la noi la costumația occidentală. Dacă ne uităm în tablourile care înfățișează, Grigore Ghica apare, cum spuneam, în portul Fanariot, fratele său Alexandru Ghica apare deja în uniformă. E tranziția în sfârșit spre spațiul occidental. Alexandru Ghica, un domn destul de capabil, a folosit locuința drept cancelarie pentru o vreme, până când a transferat-o vistieriei, trezoreriei, deci era locul unde se adunau banii
proveniți din plata dărilor către stat, se înțelege că avea o securitate pe măsură, și veneau trăsuri ramforsate cu fier care aduceau aici banii, că nu trecusem de mult de epoca haiducilor, de să mai puteau face și niște mici jafuri. Și în calitatea asta de sediu al Ministerului de Finanțe, cum a devenit ulterior Visteria, a funcționat aproximativ un secol. Odată cu creșterea ministerului a fost nevoie și de mărirea spațiului și așa i-au fost adăugate aripile care îi dau forma de U. Deci corpul cel mai vechi al clădirii este cel din spate. Stilul este același stil neoclasic, cum spuneam, care caracterizează sub diferite expresii, că vorbim de neoclasicul de factură franțuzească sau de altele, Calea Victoriei în perioada domniei lui Carol I. În perioada comunistă, nu mai știu exact, îmi scapă anul, a fost transformat în ceea ce este astăzi al Muzeul al Colecțiilor de Artă, mai ales pentru că a avut să loc mai multe demolări și relocări a unor astfel de colecții. Cel mai celebru este cazul Simu, Muzeul Simu, care se găsea unde este actualul bloc Eva, de pe Bulevardul Magher, unde este mega imajul, fiind demolat de către comuniști. Colecția de artă era nevoie să fie adăpostită undeva și a fost adăpostită aici. Alte colecții celebre, cum ar fi cea a familiei Avakian, tot aici se află. Deși s-a trâmbițat îndelung faptul că erau în siguranță și era o chestiune prioritară siguranța colecțiilor, în anii 80 s-a comis și un mic jaf în colecțiile astea de artă și asta explică de ce pe la parter au răsărit gratile astea de fier, care să zicem că n-ajută aspectul clădirii, dar măcar să asigură că alte colecții nu o să mai părăsească incinta sau, mă rog, oferă cât de cât o garanție. Până în prezent muzeul s-a îmbogățit constant cu noi colecții de artă. O altă veche practică, exact ca în cazul Academiei Române a aristocraților români de altă dată, era asta de a nu ține numai pentru ei bogățiile culturale pe care le acumulau, ci de a le da spre luminarea poporului, ca să vadă și alții și opere de artă, și opere literare, etc. Un ultim exemplu, și am acordul să le dau numele și mie mi se pare un gest absolut lăudabil, este al moștenitorilor domnului Dan Nasta. Familia Nasta este o altă familie de români. Dan Nasta a fost actor, mai ales activ, mai ales în perioada comunistă, dar mai puțin cunoscut astăzi, din păcate, însă pe lângă profesia de actor, a fost unul dintre cei mai importanți colecționari privați de artă din România. Am avut ocazia să-i vizitez casa înainte să moară și am rămas literalmente impresionat de un fragment din colecții, pentru că grosul era într-o clădire pe la Potlogi. E bine, după moartea lui Dan Nasta, nepotul Mihai Nasta, care l-a moștenit, a ales în loc să-și adauge niște zerouri probabil la contul bancar, să doneze. Sunt două săli acum care adăpostesc colecția Dan Nasta și sunt donate de către urmașii săi. Deci asta este chiar un gest lăudabil. Să alegi în vremurile astea, când toată lumea aleargă după bani, să faci un act din ăsta de filantropie, poți să-i zici în definitiv, și un gest completamente dezinteresat. Cam asta ar fi așa pe scurt istoria clădirii astea, mai se leagă de o întâmplare memorialistică bucureșteană. Pe vremea când era sediu al Vistieriei, prin zona asta a pățit o treabă doctorul Carol Davila, doctorul ăsta de origine franceză, care a venit în România și ne-a organizat nou atât sistemul medical, cât și învățământul medical, că de-aia are până astăzi statuia în fața Facultății de Medicină. Tipul era extrem de altruist și foarte apropiat de cei care erau studenți. Trece într-o zi cu ori călare, ori cu caleașca, pe Calea Victoriei și vede o gloată care se pregătea să linșeze un doctor pe care îl recunoaște că i-a fost student. Coboară repede de pe cal, se bagă în mijlocul gloatei și cere explicații. Era foarte stimat în epocă pentru că, evident, făcuse o grămadă de bine. Cere explicații. Băi, oameni, ce aveți cu ăsta? Și la un moment dat, unul din mulțime spune că mi-a omorât soția, mi-a otrăvit soția cu ce are el în flaconul ăla, că l-am chemat la căpătuiul nevestei, nu mai știu ce boală zicea că are, și i-a dat să bea din ăsta și la puțină vreme a murit. Doctorul Davila, cu un calm impasibil, ia toată sticluța și o bea. Și zice, uite, dacă ți-ar fi omorât cu fiola asta, însemna că trebuia să fiu mort și eu până acum. Și încearcă să explice că nevastă te-a murit pentru că era boala într-un stadiu mult prea avansat și s-a întâmplat să aibă nenoroc omul ăsta să-i moară fix pe brațe, ceea ce pentru niciun doctor nu e o plăcere. Și în felul ăsta îl scapă. Ironia face, o ironie amară, ca însă soția lui Carol Davila, Ana Davila, să fi murit otrăvită de un coleg care, în loc să-i dea chinină pentru malaria de care suferea, i-a dat stricnină și a murit pe brațe doctorului Carol Davila. Asta înseamnă un om într-adevăr altruist și cumva memorialistica bucureșteană leagă întâmplarea cu pricina de locul ăsta.
în diagonală, în stânga, vedem că mereu încurc denumirea asta, dar ar trebui să fie clădirea Comitetului de Stat al Planificării, unde se făceau celebrele planuri cincinale, de altă dată legate de producție, că o să facem și o să dregem. Și marele obiectiv era să facem, să muncim cât pentru 5 ani în 4. Aia erau îndemnurile date, pe, evident, pe modelul sovietic, pe modelul stahanovist. Toată gândirea comunistă, din punct de vedere social, caută să limiteze omul pur și simplu la grija supraviețuirii, adică muncește-l atât de țapăn, încât să nu mai aibă gânduri de politică, de cultură, să se gândească doar ce mănâncă și unde doarme. Lucru care se poate de altfel observa și astăzi, când unii dintre noi suntem tot așa în situația să alergăm toată ziua ca să ne găsim strictul necesar. Și evident, tocmai de asta nu sunt complet pe, nu sunt complet pe linia discursului că suntem o nație de needucați și de necivilizați, că nici condiții nu prea avem ca să fim altfel în anumite situații. Bun, e o discuție lungă și să zicem că adevărul e undeva la mijloc. Dar o treabă legat de chestia asta vine și din concepția asta politică a comunismului, de a munci omul ca în felul ăsta să se asigure că poate să-l controleze. Una dintre formele de control. Mergem un pic mai în față, că s-a parcat dubița asta și ne taie vederea. Pentru că în parculețul din fața blocului următor se află un grup statuar. Nu-mi dau seama exact de ce unghi o să-l vedem mai bine. Îl ecranează copacii. Da, când trece camera de copaci o să se vadă. Este celebru, altă dată, grup statuar Alergătorii. Îmi scapă numele sculptorului. Cert este că grupul ăsta statuar s-a găsit mai înainte în fața Ateneului Român, în perioada comunistă, până când sculptorul, mereu îi încurc numele mic, Angel este numele de familie, cred că Gheorghe Angel, unul dintre marii noștri sculptori, a donat actualmente statuia lui Eminescu și în felul acesta a fost înlocuit. El, la rândul său, înlocuiește o celebră colecția care exista altădată în fața Ateneului Român de busturi ale marilor personalități din literatura și din cultura română. Era totodată și o veritabilă pinacotecă, pentru că erau sculptate de cei mai mari sculptori pe care am avut noi, dar regimul comunist evident că le-a considerat indezirabile, pentru că aminteau de perioada regalității. Și după cum se știe pe minunata metodă ideologică, că dacă au fost ai ălora, clar n-au făcut nimic bun, jos cu ele și hai să punem ceva care să glorifice pur și simplu un ideal, ceva abstract, respectiv sporturile, că aia, minte sănătoasă, în trup sănătos. Statuia în sine, bine că nu are nicio vină și atât când mă pricep eu, are valoare artistică. Drept urmare, n-a fost distrusă și bine s-a făcut, ci a fost mutată, propriu zis, și se găsește până astăzi în fața blocului de pe Calea Victoriei. Schimbăm atenția în partea dreaptă, mai înainte să vorbim de, evident, Palatul Știrbei. Cam pe aici, pe undeva, din câte am reușit eu să citesc, deci pe la intersecția cu Calea Griviței, s-ar fi găsit acum vreo 200 de ani cișmeaua roșie. Cișmeaua roșie, aici fac o mică paranteză întâi până să ajung la miezul problemei. Cișmeaua roșie amintește de unul dintre lucrurile bune pe care le-au făcut fanarioții în București, respectiv sunt cei care au început să organizeze alimentarea cu apă orașului. Alexandru Ipsilantie, primul, care face două cișmele, una prin centru vechi și alta cumva în zona asta, aducând apă de undeva de la dinspre Grozăvești. Se aducea apa prin olane făcute din lut ars, care erau trase pe dedesubt și era adusă la aceste fântâni publice. Practic preluăm moda Constantinopolului, la Istanbul, oricine merge acum să viziteze, vede că mai ales în partea istorică a orașului e împânzită de cișmele, pentru că asta era considerată una dintre cele mai respectabile fapte de binefacere publică în viziunea sultanilor și a pașilor, și chestia asta o imităm și noi și foarte bine facem că o imităm, pentru că Bucureștiul, culmea, deși așezat pe râu, a fost tot timpul deficitar la alimentarea cu apă, care până în secolul 20 la început a fost făcut în mare parte prin intermediul sacagiilor, aia care mergeau cu butoiul la râu, alimentau cu apă și pe urmă o luau frumos prin oraș și strigau apă, apă de vânzare. Costa bani să-ți iei apă, nu costa mult, dar evident dacă îți cumpărai apa și o cumpărai cu găleata, de spălat nici măcar nu se punea problema, aveai de băut și de gătit în cel mai bun caz. Mai aveai și o mică problemă că
culmea logicii urbane, deși Dâmbovița era principala sursă de apă, era și principalul tomberon al orașului și s-aruncau fel de fel de gunoaie pe acolo și atunci Dâmbovița, apă dulce, nu se prea pupa zicala că era plină de microbi. Drept urmare, gospodinele pe vremea aia erau nevoite să o dea cu piatră acră, alaun. Sunt niște săruri care se consideră, nu mă pricep la chimie, dar se consideră că ar avea efect de... care-i termenul? Antibacterian. Și, din câte am citit eu, o mai băteau cu telul. Deci, aparent, băteau microbii. Se gândeau că dacă îi le dă cu telul în cap, o să moară. Cert este că problema asta a durat îndelung și fanarioții sunt primii care au sesizat-o și au încercat cumva să o rezolve. Ne-a dat și un termen în spațiul urban, respectiv ăla de Cişmigiu. Cişmegi Bașa în administrația turcească și fanariotă era responsabilul aprovizionării cu apa a orașului și avea casele, se pare, în susul parcului Cişmigiu, cam pe unde-i conservatorul astăzi, pentru că acolo veneau niște izvoare naturale, de-aia e o stradă care se cheamă până acum și Potul Fântânilor, și acolo se strângea apa care era distribuită prin oraș sau cum a făcut Mavroghen cu cișmeaua din capul podului. E bun, și aici se pare că se ridică o cișmea, am uitat care fanariot a făcut-o. Să chema Cişmeaua Roșie cel mai probabil pentru că era netencuită, adică era cărămida lăsată la fațadă și atunci îi dădea aspectul ăsta. Însă aici, la începutul secolului XIX, am zis că o să ne mai întâlnim cu Gheorghe Caragea. Bun, hoț, dar s-au întâmplat și niște chestii bune pe vremea lui, respectiv, iară ocolesc un pic problema, în primul rând vine Gheorghe Lazar la București și deschide prima școală românească și cu acordul lui Caragea. Adică aici, în timpul domniei lui, se pune piatra de temelie a învățământului în limba română. Ei bine, fiica lui, extrem de răsfățată, domnița la lupă, care majoritatea, probabil, de o vârstă cu mine sau mai mari, o avem cu chipul lui Emei Iacobescu, care o juca în filmele cu Florin Piersic, cu haiducii lui Șapte Cai. Ea era domnița Ralu, evident că nu arăta așa. Domnița asta, care nu era o personalitate așa frivolă cum este arătată, sau o fi fost, dar cert e că nu era lipsită de cultură și, fiind foarte mare iubitoare de teatru, înființează aici, la Cişmeaua Roșie, primul teatru fix, să zicem, care a funcționat în București. Bucureștiul cunoscuse teatru, dar sub forma mai veche a teatrului itinerant, cum e circul astăzi. Unele circuri mai păstrează caracteristica asta. Avem și un cuvânt în limba română care vine de acolo, caragios. În turcă, caragöz este un personaj. Un personaj de mahala, nu e chiar ca păcal al nostru, dar oricum un personaj care asta are fel de fel de hachițe cu vecinul lui de casă, arată practic aspectele meschide ale vieții cotidiene și trupele astea itinerante de caragöz, care era teatru de umbre, mergeau și prin țara românească. Deci am cunoscut într-o formă teatru, dar nu am cunoscut teatru așezat la scenă. Ăsta este cel din tâi, evident că se joacă în grecește, că na, erau fanarioți, erau greci. Nu durează foarte mult, chiar la un moment dat un negustor care a lăsat o cronică interesantă a Bucureștiului, Ioan Sin Dobre, dar care era un pic bigot gagiu, chiar se bucură până anii 20 sau 30 ai secolului XIX că a ars capiștea pe care a ridicat, capiștea, adică templul păgân, pe care a ridicat-o fiica lui Caragea la București, de se distruge treaba asta destul de curând, dar nu rămâne multă vreme văduviți de teatru, pentru că mai mulți boieri luminați, câmpinenii, văcărești și mi se pare cum cantacuzin, alcătuiesc la îndemnul Heliade Rădulescu, iarăși Heliade Rădulescu, societatea filarmonică din România, care exact asta face de mersul, să se realizeze un teatru național și pe care l-am fi avut până astăzi tot pe calea Victoriei. Acum am o întrebare. Ține în cursul căii Victoriei sau o luăm puțin și pe străduțe? Că, de exemplu, pe străduța Biserica Amzei, care vine în stânga, se găsesc destule case interesante. Acum mă gândesc că logistic totuși ar fi corect să menționăm întâi Palatul Știrbei și după aia să o luăm în stânga. Bun, palatul ăsta nu prea e mister cui a aparținut, că își păstrează numele până astăzi, deși pe mine m-a enervat teribil acum câțiva ani când funcționa grădina Eden, că toată lumea spunea, ne vedem la grădina Eden. Unde, Doamne, zi-mă Palatul Știrbei, că e mai vechi cu 150 de ani decât grădina. Venim vorba de chestia asta, este una dintre proprietățile care au ținut cel mai mult de aceeași familie de pe calea Victoriei. Vreo 150 de ani a locuit familia Știrbei aici. În prezent știu că nu le mai aparține, nu mai țin minte care a fost contextul după 90, dacă le-a fost retrocedat, dar cert este că l-au vândut mai departe și în prezent este un concern care, din fericire, se pare că în sfârșit se apucă de renovarea palatului, se vede că are nevoie de așa ceva.
este totodată, numele lui propriu-zis și construirea se leagă de personalitatea domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei. Barbu Dimitrie Știrbei este ultimul nostru domn pământean înaintea lui Cuza. Și este frate bun cu Gheorghe Bibescu, doar că prin adopția de către unul și-a schimbat numele, de-aia nu au același nume. Și a fost tot așa unul dintre domnitorii de succes ai țării românești. În primul rând se remarcă la el că a lăsat visteria plină într-o epocă în care mai mult se făceau jafuri decât să strângeau bani. În timpul lui se face și teatru. Domnia lui nu s-a încheiat pentru că n-ar fi avut el experiența administrativă și nu s-ar fi descurcat bine, dar a izbucnit războiul Crimeii. Am fost ocupați de trupele ruse în primă fază și în felul acesta, de trupele ruse sau de austrieci, cred că s-au succedat. Și în felul ăsta a fost nevoit să abdice și să plece din țară pentru o perioadă, dar mai înainte să ajungă pe tron, este unul dintre primii care marchează în arhitectură schimbarea de modă, care se petrece în toate aspectele societății, pornind de la obiceiuri propriu-zise, gastronomie, vestimentație și asta, mergând până la arhitectură și la politică, trecere de la oriental la occidental. Palatul, iarăși, este în stil neoclasic, dar dacă ne-am uitat cu atenție la clădirile dinainte, la Academia Română sau la Palatul Cesianu, se vede că este un stil cumva mai simplu, mai ușor mai stângaci de a reprezenta arta neoclasică. De exemplu, asta la capiteluri, astea sunt ionice, nu sunt corintice, cum sunt mai elaborate la clădirile dinainte. Îl realizează unul dintre primii arhitecți străini care vin să lucreze în țara românească, Michel Saint-Jean. Omul ăsta ar fi trebuit să realizeze și un plan detaliat al Bucureștiului, dar din păcate a murit prematur și n-a apucat să-l facă. E perioada asta din istoria țării românești, din istoria țărilor române, de fapt, când atragem străini pentru că ne dorim să schimbăm totul, să venim la nou, la occidental, și atunci, mai ales pentru ăștia cu dare de mână, că e și o perioadă de boom economic, că dacă scăpăm de monopolul otoman și ne deschidem spre comerț, spre comerțul internațional, încep să vină banii, mai ales că suntem o țară bogată din punct de vedere al resurselor. Și atunci oamenii ăștia cu dare de bani și dornici de nou, neavând în țară pe cine să folosească, încep și cheamă străini și vin o sumedenie de arhitecți, de pictori, de sculptori, celebrul caz Ștorc, de exemplu. Inclusiv acest francez care, din câte știu, a murit la București, nu știu dacă a și fost înmormântat aici, și care realizează palatul, un moment să treacă Hardughia, realizează palatul nu exact cum îl vedem astăzi, deși una dintre cele mai bine conservate clădiri, nu ăsta era aspectul lui ei original, pentru că a fost refăcut prin 1881, când i s-a adăugat turnulețul ăsta din partea dreaptă, care cumva cam strică armonia clădirii. Și totodată i s-au pus celebrele cariatide, care să zicem că le evidențiază în planul urbanistic. Cariatidele, bineînțeles, tot așa de inspirație clasică, greacă, celebrul caz al Erechteionului de pe Acropola Atenei, unde se găsesc până astăzi aceste statui. Și vis-a-vis de construirea palatului ăsta se leagă niște mici istorioare. Deci asta, domnitorul a vrut clar să fie o reprezentare a modernității sale. Aveam, în schimb, o problemă vis-a-vis de neuniformitatea dezvoltării căii Victoriei la vremea aceea, podul Mogoșaie. O să ajung, am dat să-mi aduc și aminte să facem un pic și istoria străzii. Așa, respectiv, cum zicea pamfletarul Orășanu, Nae Orășanu, aranjat e de minune aici cola cât un palat, lângă niște case bune cât un bordei sfărâmat. Deci proprietarii cumva dezvoltaseră fiecare, e o tară care se pare că se cam ține ca scaiul de români, aia că fiecare dezvoltă cum îl taie capul. Și se pare că în partea dreaptă, deci unde se găsește clădirea învecinată acum, se găseau două dughene, două prăvălii. Una era a unui cârpaci, cred că era român, așa un meșteșugar, și alta a unui plăcintar grec, Gheorghios Volosios, parcă îl chema pe ăsta. Și domnitorul, în spirit totuși occidental, și se pare că chiar un om de bine, îi roagă cu frumosul să le cumpere proprietățile, ca în felul ăsta să le demoleze și să poată să-și asigure o perspectivă mai europeană, mai civilizată asupra palatului. Românul face pe colțosul, se bucură că i-a picat pleașca în brațe și cere la schimb palatul lui Știrbei de la Buftea pentru dugheană. Drept urmare, domnul întoarce foaia și îl dă pe Brânci afară din dugheană și oricum o expropriază. Că încă era vremea când se puteau face de-astea. Și azi mai e unor vremea când se pot face de-astea, dar să nu ne întristăm degeaba. În schimb, plăcitarul grec, mult mai abil și cu spirit comercial, zice: a, nici pomeneală să-mi o cumpărați dumneavoastră, e plăcerea mea să vă ofer.
Și drept urmare, Vodă îi dă un pic mai jos de aici, în mahalaua Bisericii Albe, deci pe undeva vis-a-vis de Hotel Radisson, îi dă o casă care se zice că făcea de 10 ori cât dugheana pe care o avusese înainte. Deci asta înseamnă să ai un pic de diplomație în tine și în felul ăsta cumva domnitorul își asigură uniformitatea clădirii. Barbu Dimitrie Știrbei este realist și în ceea ce privește noua orientare politică a României, adică după venirea patronului lui Carol I, un risc era reprezentat de familiile astea boierești care avuseseră domnitor până neam, deci familiile considerate princiare, care puteau să fie potențial rival la tron. Barbu Dimitrie Știrbei înțelege că s-a schimbat situația, înțelege și de ce ne-a venit principe german și atunci împreună cu fiul lui se prezintă în fața lui Carol cu titlul de fidel servitor de votre altesse. Deci cu servitori fidele ai alteței dumneavoastră și în felul ăsta primește rang de principe, trăiește liniștit până la moarte pe aici. Tot palatul ăsta, deci a fost în primul rând unul dintre sediile guvernului țării românești. În perioada domniei lui Barbu Știrbei, Barbu Știrbei n-a locuit în Palatul Regal, care pe locul actualului Palat Regal, ăla îl folosea ca sală de ceremonii, să zicem, și prefera să guverneze din palatul de aici. Deci de aici s-au condus vreme de câțiva ani, până în 1856, parcă, destinele țării românești. În perioada ulterioare, când Barbu Știrbei își recapătă statutul de mare boier în timpul lui Carol I, devine locul marilor mondenități. Era locul unde se dădeau unele dintre cele mai strălucite baluri, care erau principala formă de socializare a vremii respective, adică pe acolo se încheiau și viitoare căsătorii, viitoare cumetrii, pe acolo se încheiau și afaceri, se făcea bârfa, bineînțeles, dar era și perfecta ocazie de etalare a celor mai noi ținute, mai ales la doamne. Atât de crâncenă era apetența pentru nou, pentru modă, încât la un moment dat, îmi scapă numele lui, un colonel, avea de soacră o boieroaică olteancă care era mai lipită un pic de vechile tradiții și care a venit la un bal cu broboadă și cu rochie închisă până în gât, că na, femeie mai în vârstă și mai bisericoasă. Ăsta în momentul, Coana Algioaica o chema, ăsta în momentul când o vede pe soacră sa dând trăsură cum a venit îmbrăcată, îi face semn vizitivului să nu oprească la scară unde se dădeau jos, să tragă în fundul curții și să nu o dea jos. Și săraca cu Coana se zice că a petrecut toată noaptea stând și bocind în trăsură, așteptând să vină cineva să o ia. Ăsta nevrând să o ia că îl face de râs, că vine îmbrăcat așa ca din lada cu vechituri, să zicem. Și tot în palatul ăsta, dacă informațiile mele sunt corecte, cred că în perioada războiului de independență, când s-au cazat mulți ofițeri ruși pe aici, acum rușii n-au o amintire prea bună în istoriografia română, că de regulă, mai ales în perioada războiului lor cu Imperiul Otoman, bun, le-au dat-o turcilor, dar principalul teatru de operațiune am fost noi. Da. Și atunci numai bine nu s-a întâmplat. Avem în schimb un rus cu care o să-l întâlnim un pic mai jos, generalul Pavel Kiselev, care ne-a făcut mult bine și a fost, se pare, un om dezinteresat și care a dorit sincer modernizarea României, indiferent care au fost motivele, că principala justificare ar fi fost faptul că pregăteau țara pentru ocupație, adică zic, băi, întâi o civilizăm un pic și după aia ocupăm. Ei, ultimul hop de genul ăsta a fost războiul de independență, când iar au sosit ofițeri ruși, dar la un moment dat au uitat să mai plece. Adică până când n-a intervenit, mi se pare, împăratul Germaniei, care era rudă cu Carol I, că asta este principalul motiv, dacă mă întrebați pe mine, pentru care ne-am luat rege străin, ca să avem și noi un aliat în marea politică europeană și să ne ajungem să vorbim rusește. Ei bine, da, în perioada aia când suntem cumva prieteni și aliați, că luptăm împreună împotriva turcilor, vine un mareșal rus de vreo 80 de ani pe aici și o cunoaște pe o celebră actriță a vremii respective, Rospompon, care avea nevoie de ceva documente să poată să meargă în Rusia, mi se pare, și le obține după o noapte fulminantă petrecută cu mareșalul, care la 70 plus de ani reușește să danseze îndrăcit și să o amuze pe domnișoară până dimineață. Deci încă un om verde, să zicem așa, și pleacă fericit a doua zi dimineață cu documentele de care avea nevoie. E un palat care a strâns de-a lungul timpului istoriei și e un fapt bun că se restaurează, habar n-am care o să fie noua funcție a clădirii. Bine ar fi să se permită totuși vizitarea lui. Și acum mergem spre strada Biserica Amzei. Asta este zona Amzei. Numele vine, cum vine în majoritatea cazurilor, de la cel care ctitorește, care lasă prin testament să ctitorească Biserica Amzei, pe care o să o vedem curând, Amza Năescu. Nume care se păstrează la mâncă celebru Amza Pelea. Eu, din câte știu, este de factură arabă numele, arabă venită pe filieră turcă, adică e Hamza.
Hamza. Da, Hamza e turcă, da? Exact. Am înțeles că e de fapt arab la origini și că a fost preluat de către turci. Cum se întâmpla în general în timpul vechi, asta era zona mahalalelor până în secolul XIX. Orașul în sine s-ar fi terminat la începutul secolului XIX, undeva pe la Biserica Crețulescu, unde era Puțu cu Zale. Mai sus erau comunități, că de asta multă vreme Bucureștiul e cunoscut ca Bucureștii. Că de fapt sunt o salbă de sate care treptat s-au unit în țesătura urbană și au format orașul. Și structura clasică a oricărei mahalale era avea o biserică în centru, exact cum e la sat până astăzi, da. Și împrejurul ăla se dezvolta comunitatea. Și de regulă, asta explică de ce anumite zone conservă până astăzi denumirea persoanei celei mai importante din mahalaua respectivă. Avem mai mulți popa, popa tatu, popa soare, popa rusu, așa, cum? Popa Lazar, exact. În cazul ăsta, în schimb, numele bisericii este dat de, și al mahalalei implicit este dat de ctitor, de cel care lasă prin testament să fie ridicată această biserică care coagulează comunitatea. O să vedem imediat și asta dă zona Amzei, care devine în schimb în secolul 19, în timpul domniei lui Carol I, prin ridicarea halei mici, hala mică, actuala piața Amzei. Mi se pare că a mai fost refăcută până interbelic. E numită hala mică prin comparație cu hala mare de la Unirea. Pe locul magazinului Unirea se găsea o hală de mari dimensiuni, că și la capitolul ăsta ne occidentalizăm, ce bă, mai dați-o dracului cu bazarul, hai să facem și noi ceva pe model occidental și copiem Parisul, cum facem în multe alte domenii. Da. Toate bune și frumoase. Hala asta, în schimb, piața Amzei, era cunoscută ca zonă pentru oameni mai selecți. Adică dacă la hala mare mergea orice țăran, la hala mică, în prețuri, care, cât am înțeles, sunt menținute până astăzi, nu știu dacă și calitatea se menține, nu îi dădea mâna să vină ori și cui. Și în felul ăsta devine treptat locul elitelor din perioada antebelică, din perioada aia frumos reținută sub denumirea de la Belle Époque, epoca frumoasă, perioada tehnic dintre războiul franco-prusac, ăla prin care se formează Imperiul German, și primul război mondial, că este o perioadă de acalmie. În Europa nu se mai poartă războaie, sunt doar războaie coloniale care pentru statele europene egal profit. Așa, deci poți să călătorești nestingherit prin tot continentul. Este o epocă a marilor descoperiri științifice în fel de fel de domenii și când pare că totul se poate. E o epocă a rafinamentului, că este ultima sclipire a aristocrației în majoritatea țărilor. Și aristocrația, indiferent ce s-ar spune, sunt oameni cu gust și cu breeding. Au din familie inoculate anumite gusturi și anumite trăsături și chestia asta se vede în arhitectură, în petreceri, în opere. E o perioadă mișto, să zicem așa. E perioada când, cum spuneam, persoanele celebre, protipendada epocii, se așează prin zona asta. Și cine se așează prin zona asta, o să vedem imediat în partea stângă. Se face un gânguleț și este intrarea la casele lui Ionel Brătianu. Acum, Ionel Brătianu aparține, deși noi îl vedem în principal prin rolul pe care l-a jucat în Marea Unire, dar el aparține perioadei Belle Époque. Ionel Brătianu este considerat unul dintre cei mai de succes politicieni pe care a avut vreodată România. Acum, istoricul familiei nu pornește cu el sau nu el câștigă celebritatea familiei, ci taicăsul, pe care îl cheamă la fel, Ion Brătianu, de asta la un moment dat lui se spune Ionel, ca să se înțeleagă că este juniorul în familie. Ion Brătianu rămâne în istorie, în primul rând, pentru perioada îndelungată când a deținut funcția de prim-ministru. La un moment dat au avut o guvernare continuă de vreo 12 ani în perioada războiului de independență. El este prim-ministrul României în perioada războiului de independență, deci este cel care ne asigură independența de stat și se pare că dă grijă albește în perioada aia, când trece armata română Dunărea. Îi se mai spunea și vizirul lui Brătianu bătrânu, tocmai pentru influența pe care o exercita asupra politicii românești. Cum am pomenit, în cazul lui Dimitrie Moruți, era un tip cu o moralitate ireproșabilă, un tip care se pare că a rămas modest până la sfârșitul vieții și că asta, dacă n-avea neapărat nevoie de trăsură, umbla pe jos. Se îmbrăca modest și cu o mare capacitate de muncă, că îi speria pe funcționarii de la minister, că tot timpul dimineața apărea primul și o lua prin birouri. Brătianu, în schimb, și-a menținut cumva, să intrăm un pic, să aruncăm un ochi, și a menținut cumva obiceiul de boier de țară. Respectiv, locuința lui principală era la Moșie, la Florica, unde se păstrează până astăzi și cavou
capela bretienilor, pentru că ăștia la fel au ținut vechi obicei al boierilor români, pe care l-a ținut și Ionghica la Ghergani, să se mormânteze la moșie, nu la cimitir cu toți plebeii. Așa, chit că vorbim de un cimitir ca Belu, adică preferau să fie mormântați în curtea casei părintești, dar evident că fiind implicați în politică într-o manieră constantă, aveau nevoie și de locuințe prin București. Deci Brătianu, de la secretar al guvernului provizoriu de la Revoluția de la Paș 8 și până în momentul morții aproape, până în momentul morții a fost o figură centrală a politicii românești, a fost stimat aproape unanim, chiar și de către adversari, în momentul în care unii cu mai puține scrupule au vrut să-l dea în judecată pentru aparente matrapaznăcuri din timpul guvernării este îndelungate și să era posibilitatea să ajungă la închisoare, Carol I a amenințat că o să-l viziteze în mare ținută și cu toată suita regală la Văcărești, dacă cumva ajunge în pușcărie și imediat s-a renunțat la acuzații. Și tot așa, omul a murit, se pare, de epuizare. Adică atât de mult a tras și a muncit încât a murit de epuizare și Carol I, mai ales la plâns, este omul care l-a adus în țară pe Carol I. În 1866, evident că imperiile învecinate cu principatele române nu prea aveau interesul să ajungă un principe străin și să dea un nou statut țării și mai ales Austro-Ungaria n-a permis trecerea lui Carol de Hohenzollern în țara românească și atunci Brătianu a călătorit incognito și a vândut o moșie pentru treaba asta, ca să aibă bani de drum. A lăsat-o pe nevastă sa însărcinată, din corespondența lui rezultă că îi tremurau picioarele dacă o mai găsește în viață, că pe vremea aia se mura la greu din nașteri. S-a dus până în Prusia, l-a luat pe Carol, l-au călătorit incognito înapoi și l-a adus cu bine în țară. Deci este omul care îi se datorează inclusiv instaurarea monarhiei în România. E, trecând un pic, să nu lungim prea mult povestea brătienilor, are trei băieți, Ionel, Dinu, Constantin și Vintilă. Fiecare își fac case în București, pentru că evident aveau nevoie să fie prezenți aici permanent și se pare că le place foarte mult cum construiește arhitectul Petre Antonescu, pentru că le iau drept arhitect de casă. El le face casele tuturor, Dinu are casa până în prezent pe calea Dorobanților la început către Howard Johnson și Vintilă are pe strada Aurel Vlaicu, este cea mai mare dintre ele. Fiecare se vede și imprimă cumva și propriul stil, adică Ionel Brătianu, care spre deosebire de taică să era un timp mai leneș, nu prea îi plăcea munca, sau cel puțin nu îi plăcea să facă risipă de energie, prefera să-și conserve energia. Unul dintre apropiații lui Ighe Duca, care a lăsat memorii, spunea că Brătianu asta face, calculează tot timpul analizează, se vedea și formarea de inginer, analizează următorul pas, era un tip care își conserva energia și care căuta ca fiecare act al lui să aibă efectul cât mai puternic. De asta și controversele cumva de care e legat el numele lui în politica românească, se lansează în marea politică din postura de ministru de interne și nu neapărat cu o afacere bună, pentru că este împreună cu un alt erou național, cu mareșalul, viitorul mareșal Alexandru Averescu, sunt cei care reprimă Răscoala Țărănească de la 1907 și o reprimă cu tunul, adică se trece la intervenția armată împotriva țărănilor răsculați, dar asta îi place lui Carol I, care cu toate calitățile pe care le-a avut ca administrator, totuși era un ofițer de școală prusacă și era totodată un om mai rece, care aprecia eficiența, chit că era o eficiență cumva criminală. Și în felul ăsta Brătianu se propulsează în marea politică, îl slujește și gruparea celebră Oculta, condusă de Eugeniu Carada în spatele Partidului Liberal, care trăgea toate sforile. Carada are și el merite, fondator al, e părintele Băncii Naționale, între altele. Așa, dar era omul de casa lui Brătianu cel bătrân și cumva se pare că se iubea și cu fica lui Brătianu, cu una dintre fiicele lui Brătianu, avea tot interesul atunci să-l sprijine pe fiusul și el îi promite că o să-l pună pe Brătianu la șefia Partidului Național Liberal. După moartea lui Brătianu senior, mai stă fratesul un pic la președinție Dumitru Brătianu și pe urmă președinția e preluată de Dimitrie Sturza. Dimitrie Sturza, o personalitate erudită, dacă ne interesăm cu casa lui, povestim mai mult acolo, dar un tip destul de fixist așa și de, cum să zicem, necoabitat. Așa, inclusiv pe Carol I îl obosea și trebuia să ai ceva rigiditate ca să-l obosești pe Carol I. E bine, Carada duce o politică din asta de defăimare a primului ministru, că era și prim-ministru, până când îl bagă pe Dimitrie Sturza, îl nebunește, la propriu. Nu e o metaforă. Îl face să nebunească, să plângă la ședințele de consiliu, să ceară să iasă Carada de sub masă, îi se părea că îi stă în coastă în permanență, sau, în ultima fază, chiar să o ia el însuși pe sub masă, să-i ciupească pe miniștrii de pulpe.
ceea ce îl face să fie demis și să fie trimis la un sanatoriu în Franța. Continuăm discuția. Cert este că Bretianu capătă președinția Partidului Național Liberal și are, evident, momentul lui de supremă glorie în tumultul din primul război mondial cu hotărârea de la Consiliul de Coran de la Sinaia în 1916 după moartea bătrânului Carol I, care se pare că asta i-a și grăbit sfârșitul, faptul că am refuzat, politicienii români au refuzat să intre în luptă alături de Germania, de Imperiul German, față de care el se simțea personal legat. Ferdinand, mult mai realist, e de acord cu Bretianu, un singur politician de marcă, Pepe Carp, se opune și spune că mai bine luptă cu Germania, restul văd corect care era orientarea. Intră în război, are de suferit momentul grav din 1916, când după înfrângerea de la Turtucaia, peste aproape jumătate din țară, sau mai bine de jumătate din țară, este ocupată de trupele puterilor centrale, se retrage cu guvernul la Iași. E nevoit tot așa să demisioneze înainte de încheierea păcii de la Buftea și bine a făcut că l-am dat prin defecțiunea rusească. Noi am rămas fără aliați cu care să ne învecinăm direct și am fost nevoiți să încheiem o pace provizorie cu puterile centrale, pacea de la Buftea București, pe care nu o semnează Bretianu Arenorocu, ăsta o semnează Marghiloman. Și în felul ăsta nu-și capătă un nume infam și reia cabinetul în momentul negocierilor de pace, când în mare parte datorită lui și a reginei Maria, nu doar, sunt mai mulți oameni care au realizat unirea. Domnul Oprișan a publicat de curând, a pus de curând pe net un material cu cei care au făcut unirea în România, dar Bretianu este principala forță politică prin care se înfăptuiește unirea asta. Nu a fost atât de deplină unirea pe cât am crede noi și Iorga mai ales era foarte supărat pe tema asta, spunând că România este singura țară înconjurată la granițe de propriul popor. Pentru că în majoritatea teritoriilor există populație românească încă dincolo de graniță, cazul școală cumva fiind al Banatului, care este la propriu tăiat în două. Adică românii de pe Valea Timocului există până astăzi, chit că nu se bucură de recunoașterea pe care ar merita-o din punct de vedere național. Dar oricum a fost clar cea una dintre cele mai mari reușite politice ale României din întreaga sa istorie. Și Bretianu, asemenea lui Taicăsu, se anunța a fi un nou vizir al politicii române. Ghinion istoric, să zicem, faptul că principele Carol, viitorul Carol al II-lea, s-a anunțat nu fi tocmai un rege de succes. Carol I s-a amuzat, Carolică, se vede că s-a românizat complet, că înjură ca un birjar, fură și cu tare. Din păcate, defecte care l-au stăpânit pe Carol al II-lea și mai încolo în viață, cum nu s-a anunțat a fi un rege prea bun, să dezonorase în timpul primului război mondial, fugind la Odessa și căsătorindu-se cu Zizi Lambrino, de unde îl moștenim noi pe principele Paul de România în prezent. După aceea, deși căsătorit cu principesa Elena a Greciei, devenită regina României, numai de ea nu se ține și umblă teleleu, până când o întâlnește pe madame Elena Lupescu, care se pare că i-a rămas fidel, cu toată presa amuzantă făcută pe tema unui presupus priapism. Cert este că cum Carol al II-lea, principe la vremea aceea, renunțase la tron pentru a-și vedea de viața lui și cum se știa de boala de cancerul lui Ferdinand, era o problemă destul de spinoasă cum va fi asigurată regența pentru Mihai I, care la momentul morții bunicului său avea 6 ani. Și principalele speranțe erau puse, evident, în Bretianu, care era un politician abil, se apropia, sau, mă rog, avea în jur de 60 de ani, deci nu era chiar bătrân, se spera că va mai trăi 10, dacă nu de ce 20 de ani, și că va putea să ducă destinele țării până la maturitatea regelui. Neșansa face că la câteva luni după moartea lui Carol, lui Ferdinand, moare și Bretianu dintr-o banală răceală, adică la Bretianu nu s-așteptau să moară. Dacă la Ferdinand era un eveniment prevăzut, la Bretianu a fost un șoc, literalmente, pentru că frații lui nu-i moșteneau calitățile, nu se ridicau la, nu-i moșteneau calitățile lui Bretianu senior și nu se ridicau la înălțimea vederilor politice ale lui Ionel Bretianu. Vintilă Bretianu era caracterizat de Iorga, care vederile înguste precum sunt ochișorii lui de cârtiță. Deși ăsta moștenea capacitatea de muncă a tatălui, dar fără viziune. Și este cel care cumva a adus în cap Partidul Național Liberal, mai ales la vremea aia avea o concurență destul de puternică din partea PNTS-ului, din partea Partidului Național Țărănesc, al lui Maniu și al lui, era să zic, Rațiu, îmi scapă numele celuilalt, că s-au format prin fuziune. Așa? Nu, Iuliu Maniu și Ion Mihalache. Așa.
și Partidul Liberal, din păcate, eliberează scena și eliberează scena într-un moment critic, când n-aveam rege, durează regența vreo 3 ani de zile și vine Carol al doilea patron și, pe urmă, intrăm în altă istorie. Dar cert este că de la Brătianu, prin intermediul soției lui, Eliza este născută Știrbei, deci din vecini, așa, este în prima fază soția lui Alexandru Marghiloman, se desparte cu un divorț cu destul tamtam în epocă, spunând că la Marghiloman totul e fals, mai puțin monograma de pe veselă, așa, și devine soția lui Brătianu, după ce mai fusese căsătorit cel puțin odată, nu mai țin minte toate dedesubturile vieții lui personale, dar cu siguranță pe Gheorghe Brătianu, pe fiul sumarele istoric, nu l-a făcut cu Eliza. Și se lasă din dorința familiei, casa asta se donează, după cum se vede la intrare, este Centrul Metropolitan de Educație și Cultură Ioan Dales, din câte știu este sub egida Academiei Române și avem sala, zice Brătianu. Dacă exteriorul lasă de dorit, casa este făcută de Petre Antonescu în stil neoromânesc. Este stilul care cumva coexistă la sfârșit cu neoclasicul și după aceea cumva îl surclasează în reprezentările urbanistice românești. Stil început de Ion Mincu, care pur și simplu analizează elementele decorative de la vechile structuri păstrate pe teritoriul Principatelor Române și le coagulează într-un stil cât de cât uniform. Așa se pare că interiorul este într-o stare mai bună și putem să observăm până astăzi cam care era și tipicul unei case boierești, adică corpul central este evident ăsta din fața noastră și în dreapta avem ceea ce erau cel mai probabil locuințele slugilor, anexele, cei care deserveau o asemenea casă, pentru că la dimensiunile astea nu poți să nu e exclus să te gândești că cuplul propriu-zis, soțul cu soția, făceau menajul. De altfel, asta era și concepția, se poate observa și la, mă adresez celor care ocupă apartamente din perioada până în interbelic. Apartamentele de multe ori erau dispuse cumva pe două etaje, pentru că într-o parte erau servitorii, totul plecând din ideea că dacă ești profesor, dacă ești medic, și subliniez lucrul ăsta care trebuie să conteze și astăzi, ne mai vorbim dacă ești din elita conducătoare, treaba ta în ceea ce privește spațiul casei este să te preocupi de ceea ce faci tu, de profesia ta și să nu duci grija mâncării, curățeniei și a altor chestii, să ți se poarte de grijă și asta și sub aspectul lefurilor, că acum părăsim spațiul brătienilor și al boierilor o perioadă, în ceea ce privește intelectualitatea, de-aia este interbelicul atât de trâmbițat. N-a fost o epocă perfectă, dar la capitolul respectului acordat culturii și intelectualilor a strălucit într-adevăr și profesorii erau remunerați suficient de bine cât să-și permită condițiile astea de viață și care le dădeau loc să cerceteze. Nemai punând la socoteală că să cercetezi înseamnă asta, să-ți cumperi niște cărți. Adică lăsând o parte confortul psihic, că nu te interesează prețul salamului, ai nevoie și să investești bani în formare, ceea ce astăzi nu prea e cazul. Asta vedem și cum era gândită casa și cum gândeau oamenii de atunci asta, pentru că a donat-o unei instituții de cultură. A preferat să rămână așa ceva în urma lui. Cum supuneam, de pe urma lui Brătianu ca moștenire directă, rămâne fiul lui Gheorghe Brătianu, unul dintre cei mai mari istorici pe care a avut România. Îi aparține, de exemplu, unul dintre cele mai bune studii privitoare la Marea Neagră, la istoria Mării Negre, dar și multe altele. Din câte știu, este unii care au analizat în istorie pendularea între intransigență și compromis în politica voievozilor români, pornind de la Ștefan cel Mare, care asta se luptă cu turci, dar la un moment dat face pace cu ei, și multe altele. E marcată mai clar casa din strada Biserica Amzei, o nimerești de regulă dacă o știi că e aici, altfel ai mari șanse să treci pe lângă ea, dar în schimb, în partea cealaltă, înspre Bulevardul Dacia, se găsește până astăzi statuia lui Ionel Brătianu, este opera unui sculptor croat, Ivan Mestrovic, și a scăpat cumva ca în prim minune, n-a fost distrusă de comuniști, cum s-a întâmplat cu altele, și marchează mult mai bine poziția casei actuale. Vis-a-vis de se găsește clădirea care dă numele întregii zone, respectiv Biserica Amzei. Nu este, în mod evident, nu este biserica originală. Asta nu e arhitectură de secol, de început de secol 19, când se ridică prima biserică. Este, în momentul ăsta îmi scapă numele arhitectului. A, nu, este Alexandru Săvulescu, dacă nu mă înșel. Adică cel care a făcut actualul sediu al Muzeului Național de Istorie, fostul Palat al Poștelor, de pe Calea Victoriei, așa, care, după cum se vede aici, face o treabă mai eclectică și îmbină elemente neoclasice cu elemente renascentiste și cu elemente neobizantine. Dar realizează o biserică foarte reușită, încă mai controversat decât arhitectura a fost pictura,
care e realizată de un italian, de Umberto Marchetti, și care cumva îi deranja pe cei care susțineau cu tărie stilul ortodox de pictură. În pictura bisericească, secolul XIX constată o îndepărtare față de vechile canoane, se numesc erminii. Erminia picturii bizantine este un manual de reguli picturale care îți spune cum să înfățișezi orice persoană, orice sfânt, orice icoană, mergând până la coloristica veșmintelor, aspectul feții, și trăsătura centrală, salutăm, este tot sublimarea trăsăturilor, să subliniești cât mai mult partea spirituală și să ignori trupul. E, în secolul XIX, cel care cumva este purtătorul de standard al noii mișcări este Gheorghe Tătărescu, care își face studiile la Roma, marele nostru pictor, și venind de acolo, ia pictura neorenascentistă și o aduce și în România. Sunt numeroase biserici care își conservă până astăzi, mai ales că Tătărescu a fost foarte fecund la capitolul ăsta. Să trece pe pictura cât mai apropiată de realitate. Sfinții toți îngerași sunt reprezentați cu figuri umane, cât mai apropiate de imaginea reală. E, și treaba asta dă naștere unei întregi polemici în epocă. Asta a fost una din bisericile legate de această polemică, pentru că, repet, fiind pictată chiar de un italian, mulți radicali ortodoxi susțineau că nu respectă deloc erminiile bizantine. Curentul ăsta, până la urmă, a avut și ceva bun, pentru că s-a manifestat ulterior, pe la început, sfârșitul de secolul XIX, început de secolul XX, în opera unui preot pictor, Vasile Damian, care duce la revirimentul vechii arte ortodoxe de factură bizantină în pictura bisericilor, iar cel care realizează mobilierul este probabil cel mai prolific sculptor de mobilier bisericesc pe care l-am avut noi vreodată, Constantin Babic. Ceme Babic e semnat cel mai adesea, el face catapeteazma, stranele și celelalte. Aia, e bine de știut că am avut un om celebru care s-a ocupat de chestia asta, că de cele mai multe ori, asta lăsând o parte că mulți intră în biserică și nu știu cum se cheamă aia și aia altă, nici până cap nu le trece că una dintre primele noastre forme de artă în domeniul sculpturii au fost cei care au împodobit bisericile cu mobilier, cu orfevrărie, dar mobilierul, fiind și din lemn, se conservă cel mai puțin bine. Și atunci e bine să ne amintim de treaba asta și... Între cei care au slujit la, uite, prindeam și un accident, dacă eram un pic mai neatent, domnul. Între cei care au slujit la biserica asta, s-a numărat și un părinte pe numele lui Ioan Teodorescu, care la sfârșitul vieții, rămas văduv, a fost călugărit și a devenit primul episcop al reînființatei eparhia Tomisului, a Constanței. Tomisul este, punct de vedere istoric, prima episcopie românească, care s-a constituit în Dobrogea, în teritoriul roman, încă din secolul I sau II după Hristos. A dispărut în perioada ocupației străine, în perioada otomană, și după recucerirea Dobrogei în urma războiului de independență s-a procedat și la reorganizarea din punct de vedere bisericesc. Inițial, toată Dobrogea ținea de episcopia Dunării de Jos, de la Galați, ceea ce cam îi punea probleme episcopului de acolo să-și acopere întreaga eparhie. Drept urmare, conducerea românească ia hotărârea foarte binevenită de a crea o eparhie separată pentru Dobrogea, și cel pus la cârma ei întâi a fost acest Ilarie Teodorescu, o personalitate altfel destul de erudită și un bun gospodar. A fost foarte iubit de Constanțeni, deși n-a stat cât vreun an și jumătate, mi se pare, pătrunca, a murit de inimă. A fost doliu în Constanța în ziua în care a murit el. Și a fost adus cu trenul la București și prohodit în biserica asta, fiind înmormântat la Belu alături de soție, că repet, omul fusese preot căsătorit în mare parte din viață, rămas văduv spre bătrânețe, dar iată că se leagă cumva locul și de o personalitate istorică. Locuința asta, iarăși, un exemplu de bună școală de restaurare în București. Fac o paranteză. Ce surpriză! Da. Așa. E meritul unor personalități. Eu îl laud cu fiecare ocazie pe care o am. Domnul arhitect Șerban Sturza, fostul președinte al Ordinului Arhitecților din România, practic a refăcut școala românească de arhitectură de restaurare după 90, și lui se datorează recuperarea unor monumente cruciale pentru București. Are și o lucrare pe tema asta. E, și aici vedem, cum spuneam, un caz fericit de restaurare la o clădire care aparține de data asta unei personalități mondene, nu politice, a Bucureștiului, de altă dată a Bucureștiului din Belle Époque. Asta este casa celebrei Mița Biciclista. Mița Biciclista, pe numele ei real, Maria Mihăescu. Acum, evident că fiind vorba de o asemenea personalitate, o curtezană de lux de altă dată, legendele sunt mai mult decât abundente. Acum, încercând să ținem cumva o linie cât de cât istorică,
S-ar fi spus la un moment dat că era o femeie săracă de cea mai josă condiție socială. N-a fost total adevărat. Avea semnalamentele să înceapă așa, pentru că a fost fiica din Flori a unei țărânci din Câmpina, foarte frumoasă și maica sa se pare, însă mama a avut noroc ca în, pe proprietatea ei să descopere petrol și a dat de aur, de aurul negru, cum îi spunea Cezar Petrescu într-un roman. În felul ăsta și-a permis cumva să-și educe fata mai bine decât ar fi prezis o condiție inițială și s-o trimită la pension. O legendă spune că ar fi intrat în lumea asta a curtezanelor la cumva îndemnul unui instalator german care lucra pentru maică sa și care ar fi sugerat ideea asta. Iar mi se pare un pic cam cu sută coața albă toată treaba. Cert este că se spune că primul ei amant ar fi fost nimeni altul decât regele Leopold al Belgiei, cel care avea pe persoană fizică întregul Congo-Belgian, fostul Zair, așa, și un mare criminal al istoriei prin ceea ce a făcut în țara asta africană. Și de acolo s-a lansat cumva în lumea mondenă, având într-adevăr o frumusețe remarcabilă, o vioiciune a spiritului, se pare, și mai ales o înclinație să conteste ordinea tradițională a lucrurilor. Adică porecla de Mița biciclista, pe care a dat-o Grigore Ranetti, cel care avea una dintre principalele reviste satirice ale vremii, și iarăși gurlărele spun că i-a dat-o fiindcă n-a vrut să culce cu el, i-a dat-o pentru că avea obiceiul ăsta de a practica ciclismul. Ciclismul este o modă care apare în țările în România până la în a doua jumătate a secolului XIX. Unul dintre principalii promotori ai lui este un italian stabilit în România, Luigi Cazzavilan, care face primul velodrom din țară pe la șosea. Zona de predilecție pentru ciclism, cum era și zona de predilecție pentru plimbările cu caleașca, este zona bulevardelor Chiselef și aviatorilor, unde se păstrează până astăzi, de exemplu, bufetul de la șosea, Casa Doina. Da. Acolo se duceau să facă și ciclism. Nu atât faptul că a practicat ciclism a scandalizat lumea, ci faptul că ieșea în pantaloni, ceea ce pentru vremea de sfârșit de secolul XIX era absolut scandalos. Cum adică să ieși în pantaloni tu, femeie, când cu coanele bune la cap și treceau pe trotuarul ăla ca să nu se frece cu rochile de genunchii domnilor care stăteau așezați. Deci cam asta era nivelul. Mai mult decât atâta, ca un al doilea exemplu al mondenității Miței biciclista, se pare că a practicat topless plaja, mă pic să iasă domnul, și a fost prima femeie din România care a purtat bikini. Deci iar o treabă care scandaliza. Avea o bicicletă superbă cu ghidon de argint și pe care pedala îmbrăcată cu haine de mătase, cu o căscuță foarte frumoasă. Asta, și la un moment dat ea îi spune unui alt memorialist, Alexandru Predescu, că porcul de Ranetti mi-a dat porecla de Mița biciclista. Când i-a dat-o mai exact, se pare, în momentul în care mai în serios sau ba, au fost curtată chiar de regele Manuel al Portugaliei, care ar fi vrut să o ia de nevastă. Și atunci Ranetti scrie că dacă la capitolul politică externă România cam scârție, în schimb putem să aplaudăm reușita viitoare sale majestăți regale Mița I a Portugaliei. Și de acolo cumva i s-a lipit treaba asta. În epocă se mai confunda cu cineva, respectiv cu Regina Maria. Regina Maria, când a venit în țară, e un fapt îndeobște cunoscut că n-a fost o teribilă iubire între ea și Ferdinand, pentru că nu se prea potriveau ca fire. Adică pe Ferdinand până și Carol I îl considera plictisitor, ceea ce spune ceva. În timp ce Maria era o tipă frumoasă, era o tipă activă, exact ca Mița biciclista, dar la alt nivel. În schimb, era un pic cam snoabă. Și în momentul în care au venit, era o tradiție, nu mai știu, de Crăciun, de Anul Nou, ca regele, regina să dea un bal la curte. Carol și cu Elisabeta, deja ajungi la o vârstă mai înaintată, le cedează cuplului moștenitor onoarea asta. Și spre deosebire de Carol I, care a fost foarte realist în viața politică și care chema, evident, pe toate boieroaicele românești la curte, Maria, foarte snoabă, nu invită pe nimeni din România și cheamă numai din străinătate. Ea era ducesă de Edinburgh, era nepoata reginei Victoria, era nepoata țarului și a zis că nu se încurcă ea cu aristocrația română. Și atunci și boieroaicele românce înciudate i-au spus Mița Cotroceanca. Și felul ăsta s-a confundat și se pare că au fost și șogorițe așa puțin, că l-au împărțit pe Ferdinand. Adică Ferdinand, pe cât de plictisitor era, evident că a căutat cel compania feminină.
fiind un timid și un introvertit, avea cumva nevoie, se pare, de personalități din astea mai dinamice. Marea lui iubire a fost Elena Văcărescu, care avea toate calitățile posibile și ar fi fost original minunată, numai că avea și un mic defect, că era româncă. Și Carol I își luase angajamentul față de clasa politică, și o să vedem imediat cine s-a opus la chestia asta, că ajungem la casa lui, să nu se căsătorească nimeni din familia din casa regală între familiile boierești, ca spormă să nu dea discuții vis-a-vis de partipriuri și favoritisme. Și drept urmare, Elena Văcărețu este expediată frumos la Paris, unde a rămas până la moarte. Numai bine că a ajuns una dintre cele mai mari scriitoare de limbă româncă, dar de limbă franceză. E, și Ferdinand, ca să-și nece amarul, fiind logodit între timp cu verișoara lui, a căutat grațiile acestei mița biciclista, pe care se pare că o însoțea la șosea la ciclism, purtând o cască ca să nu-i se vadă urechile clăpăuge care l-ar fi dat de gol și niște ochelari foarte mari încercând să-și mascheze fața. Că a fost adevărat sau nu, greu de spus, majoritatea înclină să spună că nu, dar cert este că zvonul ăsta a prins în societatea vremii și, drept urmare, foarte mulți oameni politici de vază s-au înghesuit să intre în grații doamnei Mița, ca în felul ăsta să obțină grațiile viitorului suveran. Și atunci s-au vehiculat iubiri cu Tache Ionescu, cu, cum Dumnezeu îl cheamă, o să-mi vină numele și celorlalți. Cert este că ea a avut în schimb o mare dragoste a ei pe lângă toți ăștia și a fost reprezentată de doctorul Minovici, nu Mina Minovici, ci Nicolae Minovici, fondatorul Salvării în București, cel care a construit celebra casă de la șosea, Vila Minovici, și pe care a construit-o așa, ca să nu prea ai vedere să poți să intri din trăsură direct în casă, special pentru Mița, ca să nu fie văzut de lume în momentul în care se iubeau. Iarăși, că a fost adevărat sau ba greu de spus, cert este că s-a căsătorit în cele din urmă Mița, dar nu cu doctorul Minovici, evident, în momentul când s-a instalat vârsta a doua și cumva farmecele au început să o lase, cu un general, și a permis din veniturile realizate, atât banii moșteniți de la mama ei, cât și din veniturile pe care le-a realizat ea însă, și să-și facă această casă în stilul baroc. Se vede că este o decorație mult mai bogată cumva față de clădirile pe care le-am văzut până acum. Cel mai probabil, casa, adică nu cel mai probabil, casa era mai veche. Mița a văzut o asemenea locuință la Paris, a venit cu poză și a cerut să se realizeze o clădire după model. Ducea un stil de viață destul de luxos, avea trăsură proprie și ulterior a avut mașină coupe proprie. Mânca numai la Atene Palace, era foarte îngrijită, avea niște bijuterii spectaculoase, că așa o cunoaște, de exemplu, Alexandru Predescu, o cunoaște ea fiind prin anii 50, ea fiind în vârstă de peste 70 de ani și spune că era o femeie care, deși bătrână, se vedea că fusese o mare frumusețe, că avea o sclipire foarte vie în ochi și că venise să amaneteze niște bijuterii care erau de o lucrătură absolut rafinată. Pentru că asta, în ultima parte a vieții, nu mai vorbind în perioada comunistă, când s-a naționalizat, se pare că a ajuns să trăiască în sărăcie și să refugiase cumva în, la etajul casei, închiriind restul imobilului ca să-și mai poată cât de cât ține traiul. Nu s-a lăsat de traiul luxos până aproape de sfârșit, cât și-a permis. Și era o legendă că îl trimitea pe bărbată sub general să cerșească pe stradă ca să își permită ea să-și întrețină mendrele, și asta moare undeva prin anii 50-60, dar lasă moștenirea orașului această frumoasă casă, care în prezent nu știu exact cui aparține, dar se vede că a făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește restaurarea și decorarea, și cu mai puțin de o lună în urmă a deschis-o publicului pentru fel de fel de evenimente și în felul ăsta casa asta poate fi vizitată și ăsta e un mare merit. N-avem mult de mers mai departe ca să întâlnim un nou obiectiv, fiindcă tot pe partea stângă, unde este actuala ambasada Franței, acum eu îi dau cu expunerea și poate mă calcă vreo mașină, aici, cum vedem, clădirea este tot monument istoric, arborează tot un stil neoclasic, dar tot așa mai din perioada de început. Aici au fost înainte casele lui Iancu Marghiloman. Iancu Marghiloman, mai puțin cunoscut, dar numele a fost făcut celebru mai degrabă de fiusul de Alexandru Marghiloman. Vorbim și de un pic mai încolo, când o să ajungem pe loc unde a fost casa lui. În schimb, Iancu Marghiloman, un răzeș, se pare, din un țăran mai înstărit din zona Buzăului, a fost una dintre cele mai venale personalități, forțez acum un pic comparația, a fost un soi de Ion Țiriac al secolului al XIX-lea, cu un foarte mare talent în a face bani, dar nu neapărat un om întotdeauna cinstit. Adică a rămas în memorialistică prin fel de fel de matrapazlâcuri pe care le-a făcut, cum ar fi să păstrează de la el până astăzi în Buzău Vila Albatros,
bine, realizată în timpul lui Fiusu. Dar terenul pe care se pare că a fost construită vila a fost un teren care aparținuse mai înainte unui boier pe care Iancu Marghiloman l-a trișat la cărți. Avea și o metodă să trișeze. Făcea echipă cu un negustor grec, jucau mai mulți. Grecul, vezi, doamne, pierdea primul și după care se punea cumva în spate și printr-un cod de semne indica lui Marghiloman când să pluseze și când ba. Și în felul ăsta l-au spoliat pe boier. Boierul se pare că l-ar fi blestemat să se aleagă praful de averea lui, ceea ce s-a și întâmplat după moartea fiului, după moartea lui Alexandru Marghiloman, dar mai avem până acolo. Altfel era cunoscut că arenda moșii și mai muta pietrele de hotar, așa cât un pic, cât un pic, să se mai extindă moșia. În ceea ce privește sistemul de arendare și de exploatarea forței de muncă a țăranilor care trebuiau, erau datori cu niște ore de clacă, să desfințaseră obligațiile boierești, dar țăranii care aveau pământ erau nevoiți să se împrumute ca să poată să-și cultive pământul și să supraviețuiască în felul ăsta. Marghiloman era realmente diabolic la capitolul ăsta pentru că nu accepta decât plata în bloc a datorilor. Adică dacă un țăran din comunitatea respectivă nu-și plătea datoria, nu primea banii de la nimeni, începea să le perceapă dobânzi și în felul ăsta îi făcea să-i presteze din ce în ce mai multe ore de muncă. Ba mai mult, la un dat se pare că își infiltra proprii oameni, să îi mituia pe unii să nu plătească în adins, ca în felul ăsta să poate el să strângă mai mult coarda pe capetele țăranilor și îi supunea pe ăștia, îi inventa fel de fel de chestii. La un dat a inventat o taxă pe rațe, că rațele țăranilor umblau în apa iazului pe care o deținea el, sau la un moment dat a săpat un șanț în mijlocul islazului ca să nu-i mai intre pe islazul lui vitele țăranilor, să fie nevoite să rămână pe partea care aparținea comunei. Deci, într-adevăr, nu cea mai plăcută personalitate care poți să ai de-a face. A tras un conflict și cu principele Alexandru Ioan Cuza, pentru că a fost ales Cuza ca domn al celor două principate. La ceva vreme, Iancu Marghiloman îi face o donație, într-adevăr, însemnată niște sute de galbeni, dar trăgând speranțele că o să fie ales el prefect de Buzău. Ceea ce Cuza n-a făcut și atunci Marghiloman a avut impertinența să-și ceară donația înapoi. Trece un pic de vreme să judecă cu guvernul, evident că nu câștigă, dar vine Cuza la o manifestație publică la Buzău și Marghiloman are impertinența să și prezinte în fața lui Cuza și Cuza atunci îi spune secretarului său: dă-i banii omului ăsta că nu ne trebuie bani de la asemenea indivizi. Ăsta îi dă banii și Marghiloman, fără niciun fel de problemă, îi ia, da, și își vede liniștit de treburi. În schimb, au fost apreciat, iar Carol I nu iubea neapărat oamenii de cu... Nu, tocmai că îi plăcea pe ăștia. Adică nu iubea neapărat numai oamenii de bine, îi plăceau oamenii eficienți, indiferent în ce erau eficienți, că era militar eficient, că era un om de afaceri eficient și în felul ăsta a reușit să pună mâna pe mai multe contracte cu statul. A exploatat la un moment dat și insula Marea Brăilei împreună cu un bancher bulgar, cu Evlogie Gheorghiev, unul dintre fondatorii Bulgariei moderne, dar care a locuit în România și care la fel a știut să tragă bani până orice mijloace. Bun, cert este că acumulând o asemenea avere și a permis pe de-o parte să-și ridice o locuință somtoasă în București. Cum aflai în București în vremea aia dacă ești în top 5, să zicem? Dacă venea Carol la tine la bal și la asta venea. Adică se deranja regele în persoană să meargă la balul organizat de Marghiloman și și-a permis odată să se căsătorească într-o familie boierească, respectiv familia izvoranilor. Acum majoritatea se gândesc când spui izvoran la Snagov, la Irinel Columbeanu, nu au nicio treabă cu locul ăla, ei sunt numiți într-adevăr după o localitate izvorană, dar care e în Argeș. Boierii ăștia au fost niște boieri cu sânge mai iute, așa, e celebru cazul din secolul XIX al lui Ionel Izvoranu, care i-ar fi venit... Deci cred că era văr cu soția lui Marghiloman sau unchi, așa. Ăsta, cel mai celebru duelist din istoria mondena Bucureștiului. Duelul era exact cum e iarba astăzi. Era ilegal, dar toată lumea avea treabă. Bine, toată lumea din societatea înaltă s-a duelat, ca să ne dăm seama, inclusiv cu șeful jandarmeriei, cu maiorul Fănuță, pe care l-a tăiat foarte rău la burtă și l-ar fi omorât dacă ăsta nu era obez morbid și l-a salvat, practic a suferit o liposucție mai stângace și n-a ajuns la organe. Dar atât de iubit i-a ajunsese Izvoranul, care într-adevăr deci avea probleme de violență și de caracter, atât de iubit ajunsese între ghilimele, încât a fost la propriu linșat de țăranii de pe moșia lui, i-au pătruns ăștia în casă, deși i-a împușcat pe câțiva, i-au pătruns în casă și l-au omorât în propria casă, iar dorobanții, infanteriștii trimis să-l salveze, s-au făcut că s-au rătăcit pe drum ca să fie sigur că ăsta moare. Așa, iar socrul lui Iancu Marghiloman a fost paharnicul Alecu Izvoranu, care are un mormânt, din păcate, mai puțin îngrijit la Belu,
și unde spune povestea lui în piatră că a fost împușcat la 52 de ani în curtea tribunalului de unul care îi datora bani, deci s-a ocupat cu camăta și ăsta era orientat spre avere și un negustor grec încântat de cât de mult îl plimbase ăsta pe tribunal, l-a împușcat pur și simplu în curtea tribunalului cu una dintre fiicele lui, Alecu Izvoranu, se căsătorește Iancu Marghiloman și îl au împreună și pe Alexandru Marghiloman, cel care a fost mult mai celebru decât taicăsul, dar a cărui avere provenea, iată, din mâinile acestui om extrem, extrem de, strângător. Altfel, Marghiloman asta, deși era numit Marghiloman Alexandru, deși era numit lordul între boierii de viță veche, el nu era boier de viță veche. El era provenit într-o familie cu origini țărănești și se bucura de o mare avere creată de persoana tatălui. Așa. Acum, următorul obiectiv este casa care stă cu latură spre noi, drept în față. În prezent este hostel, se numește Barrio și astfel poți să ai ocazia nu numai să iei masa, dar să și dormi în interior. Și dacă dormi în interior, e bine să știi că dormi de fapt în casa lui Lascăr Catargiu. Asta a fost locuința unei dintre cei mai proeminenți politicieni conservatori din perioada secolului al XIX-lea. Familia Catargiu, deși este asimilată ca având origini moldovenești, de fapt are origini muntene și la un moment dat, fiind în partida greșită, să zicem, au fugit în Moldova. Un Catargiu se pare că este folosit de Vasile Lupu ca pețitor în numele fiicei sale, pe lângă fiul lui Bogdan Hmelnitski, fondatorul Ucrainei. Hatmanul, Timuș Hmelnitski, fiul ăstuia, a fost căsătorit cu domnița Ruxandra, cu fica lui Vasile Lupu. Și a venit în sprijinul lui socrăsu, când ăsta s-a bătut cu Matei Basarab, la un moment dat socrăsu nu mai știa cum să scape de el, că a venit cu cazacii pe aici și au prădat, că la un moment dat cronicarul spune că numai chip de om avea, că în rest era hiară. Asta se pare că a fost isprava unui catargiu. Ulterior, deveniți boieri de viță veche, să zicem așa, se afirmă în secolul al XIX-lea, este pe de-o parte cazul lui Barbu Catargiu, pe care, de care deja am vorbit, și pe de-altă parte acest Lascăr Catargiu, da, aia e casa, cum spuneam, un boier conservator, atât din ceea ce privește orientarea politică, cât și din ceea ce privește caracterul. Deci a fost unul dintre oamenii aia care nu prea dădeau loc la cancanuri în viața lor personală. A fost fidel întreaga viață soției Eufrosina, care se pare că era și urâtă și rea de gură și incultă. Era bogată, în schimb, și asta e un avantaj. Așa. Totodată era exact, îl trăda și aspectul că era un munte de moldovean și gras și înalt, foarte serios de felul lui, care trata toate lucrurile așa ca pe niște fapte importante și drept urmare casa asta este făcută cu banii pe care i-a împrumutat Carol I. Deci Carol I a avut suficient de multă încredere în Lascăr Catargiu încât să-i dea bani cu împrumut știind că ăsta o să-i returneze garantat și exact asta a făcut. Mi se pare că tot arhitectul Săvulescu este cel care a realizat casa. Este o locuință mai simplă, nu e modestă, dar nici chiar de dimensiuni impresionante și cu unele decorații, dar destul de simple, de factură neoclasică. Acum, conul Lascăr a fost o personalitate, e pe nedrept cam uitat astăzi, adică majoritatea a fost simpatic cu Pușturica la Belu, care în momentul când i-am arătat mormântul lui Lascăr Catargiu, a zis aici mormântat bulevardul, pentru că asta este singura memorie ce îi se păstrează, bulevardul care îi poartă numele până astăzi. Culmea, vis-a-vis de spațiu urban, nu bulevardul a trebuit să-i poarte numele, ci Piața Romană. Piața Romană s-a numit Piața Catargiu în perioada interbelică, că acolo se găsea statuia originală, aia făcută de Ernest Dubois, asta care e pe bulevard, e o copie după original, fiindcă a fost distrusă de comuniști, statuia inițială. Așa. Și asta, și a fost și mutat, adică din piață s-a mutat pe bulevard. Dar în epocă, omul a fost printre cei mai buni politicieni și cei mai constanți politicieni. Asta e foarte interesant, că este unul din puținii oamenii politici, cel puțin prin comparație cu ea de astăzi, care a avut o viziune cu bătaie lungă și s-a și ținut de ceea ce a zis. Era, de fapt, celebru pentru calitatea asta, dar își respecta cuvântul dat. A fost de 4 ori prim-ministru al României și a fost președinte al Partidului Conservator, una dintre cele două principale forțe politice, deci este adversarul politic al lui Brătianu, între altele. În calitate de guvernant, ăștia toți țineau de mai multe ori portofoliu de ministru și colo și colo și colo și până când ajungeau prim-ministru.
printre principalele lui succese, de exemplu, este contribuția la legea minelor. Legea minelor care făcea ca majoritatea resurselor de subsol ale țării să fie proprietatea statului, indiferent de cine deține pământul propriu-zis. Și în felul ăsta a asigurat o bogăție durabilă pentru economia românească. A contribuit tot așa la legea creditului rural, care tocmai că vorbeam de Iancu Marghiloman și de cum știa să-i strângă cu ușa pe țărani, cumva a încercat să se îmbunătățească situația țăranilor, să li se acorde credite pe o perioadă de 9 luni, adică până și încasau banii pe recoltă și în felul ăsta să creeze cumva o țărănime mai dezvoltată și mai independentă. La toate chestiile astea a contribuit Lascăr Catargiu, deci un politician de succes. Tot în timpul uneia dintre mandatele sale ca prim-ministru se leagă și căsătoria dintre Maria și Ferdinand și aici voiam să ajung că este probabil cea mai celebră expresie care îi se pune lui în cârcă, este respectiv în momentul în care Ferdinand Burlac se îndrăgostește de Irena Văcărescu, sunt sprijiniți de regina Elisabeta care spune că nu interesează că ea schimbă 30 de miniștri numai să-i vadă pe ăștia doi împreună, că nu interesează angajamentul la de bărbatăsul, că nu se vor căsători cu familia românească și prim-ministru fiind Lascăr Catargiu ăsta se proptește în ușa cabinetului lui Carol și spune: maestati, aia asta nu se poate. Și cu cuvintele astea se pare că a și închis afacerea Ferdinand. Bine, nici Carol nu era foarte încântat de amorul dintre Ferdinand și Maria și Elena Văcărescu. Și drept urmare a fost expediată în afară, iar Ferdinand a fost trimis în Germania, unde a întâlnit-o pe verișoara lui Maria de Edinburgh și în prezența reprezentanților statului român, deci Lascăr Catargiu și ministrul de externe, Alexandru Lahovari, unul dintre cei mai mari deputați pe care i-am avut, diplomați pe care i-am avut noi vreodată, își pun semnătura pe actul de, care confirma căsătoria dintre Maria și Ferdinand. O altă variantă, în schimb, la expresie este, a spune că n-ar avea legătură cu afacerea asta amoroasă, ci la venirea în țara lui Carol I în primii ani se manifesta un puternic spirit antidinastic. S-a concretizat prin încercarea de republică de la Ploiești cu complotul lui Candiano Popescu și de mai multe ori au existat manifestații antimonarhice, antidinastice, mai ales când a fost învinsă Franța de către Prusia, pentru că românii, cunoscuți filofrancezi din tată în fiu, n-au tolerat chestia asta și cumva au zis afară cu neamțul din țară. Ați bătut Franța, prietena României, și Carol, la un dat exasperat, a vrut să abdice, să își prezinte demisia. Și Lascăr Catargiu, la fel prim-ministru, în primul lui mandat atunci, la fel se pare că s-ar fi opus spunându-i: aia asta nu se poate, maestatică, si rupi țara. Pentru că unirea principatelor române, știm majoritatea de la istorie, că este rolul unui soi de joc dublu. Nu, e un soi de trișare a politicienilor români, pentru că marile puteri, prin Congresul de Pace de după războiul Crimeii, dăduseră dreptul alegerii de domn, dar nu dăduseră voie să se unească principatele și noi atunci am făcut un aranjament în sensul că s-a convenit să fie ales același domn pe teritoriul ambelor principate, Alexandru Ioan Cuza. Marile puteri puse în fața faptului împlinit au consimțit la unire, dar numai pe durata domniei lui Cuza. Și de aia când Cuza devenise autoritar și dădea prilej să intre forțe străine, a pus țara în pericol, de aia a fost dat jos, s-au grăbit să-l aducă pe Carol ca să vină cu prestigiul unei țări, unei puteri străine și agenții, mai ales ruși, se pare, tot căutau să-i convingă pe români că e greșit să aibă un suveran străin, că ce e aia să avem un suveran străin. Ba chiar ziarul Adevărul, condus de fostul prefect de poliție al Cuza, Alecu Beldiman, pe 10 ani se publica cu chenardă doliu și avea tot timpul trecut ca moto: să te ferești, române, de cui străin în casă. Și toate chestiile astea le exasperaseră pe Carol, asta a vrut să demisioneze și în felul ăsta s-ar fi ajuns la desfacerea Unirii în temeiul tratatului de pace, congresul de la tratatul de pace de la Paris, care dăduse regulamentul ăsta. Lascăr Catargiu a avut suficientă viziune politică cât să știe să medieze lucrurile astea. Din păcate, să zicem, n-a avut un sfârșit prea în regulă, pentru că a ieșit un pic ironic de pe scena vieții. În 1899 aștepta să fie numit pentru a cincea oară prim-ministru. Acum, fie că a aflat că nu va fi numit, fie emoția așteptării l-a făcut să facă un infart și să moară. Adică dacă prezuntiv ar fi fost numit, a murit fix în ziua numirii.